Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, din prima parte a emisiunii, domnul profesor Daniel David. În partea a doua va fi Ion Cristoiu. O să vedeți o emisiune cu totul specială. Bună seara, domnule profesor! Bine v-am găsit! Auziți? Bună seara! Da, bună seara! Mulțumesc pentru invitație, vă aud foarte bine! Mă bucur că sunteți la noi în emisiune și că ne și auzim foarte bine. Citeam pe o postare a dumneavoastră, scurtă notă despre educație, cercetare, negocierile pentru un nou guvern. Văd în presă discuția că partidele care vor forma coaliția de guvernare ar evita și sau nu sunt interesate de Ministerul Educației, Cercetării, căutând așa numite ministere de forță. Și dumneavoastră spuneți la un moment dat că, domnule, sper să fie o speculație de presă. Sper sincer că acest dezinteres este doar o speculație de presă. Domnule profesor, dați-mi voie să vă dezamăgesc, nu e o speculație de presă, ăsta e adevărul. Adică nu se discută despre educație și despre cercetare. Da, este foarte trist că se întâmplă acest lucru. Așa cum am spus și la alte întâlniri sau în alte interviuri, politicienii noștri nu înțeleg un lucru fundamental. Oricâte politici deștepte, oricâți bani ai, oricâte strategii vrei să faci în diverse domenii, dacă specialiștii pe care îi pregătim în învățământul superior nu sunt bine pregătiți, banii aia sunt aruncați pe fereastră sau faci în 10 ani ce alții ar face în 2 sau în 3 ani. Dacă cercetarea nu este susținută, dacă cercetarea merge prost, țara nu poate produce cunoaștere competitivă, nu poate face inovații și rămâne o colonie tehnologică și științifică mereu preluând de la alții, dar la intervale de 3 sau 5 ani. Iar dacă preuniversitarul nu este gândit bine, condamnăm și viitorul, fiindcă tinerii și copiii sunt tratați și educați prost, astfel încât ne-am condamnat practic și viitorul. Și de asemenea aș mai adăuga că dacă politicienii ar înțelege lucrul ăsta, mai ales acum, înțeleg că vin o mulțime de bani în exercițiul 2021-2027, educația nu costă atât de mult. Bine gândite lucrurile, ai putea să faci o schimbare cu sens, care după aceea să marcheze țara pe următorii ani într-o manieră pozitivă. Schimbarea în preuniversitar va avea efecte stabile și, sigur, pe termen lung. Schimbarea în învățământul superior și cercetare poate să aibă efecte pe termen scurt și mediu. Sigur că politicienii nu sunt foarte motivați, că nu apar efecte exact pe termen scurt, cât le trebuie lor într-un mandat, numai că dacă ești responsabil și îți pasă de ceea ce se întâmplă, aici ar trebui un pact general făcut și făcut această schimbare. Altfel, noi asta facem. Aruncăm bani în găuri negre, facem tot felul de improvizații, facem în 10 ani ce alții ar face în 2 sau 3 ani și mereu vom fi la coada Uniunii Europene în ceea ce privește competitivitatea, inovația și bunăstarea. Domnule profesor, am văzut multe intervenții de ale dumneavoastră și toate se referă la educație, la școală, la carte, în mod firesc, și sunteți și foarte pragmatic atunci când veniți cu anumite idei, cu anumite propuneri, cu anumite strategii, pentru că v-am văzut de multe ori elaborând chiar în direct și nu este o laudă, e o constatare, strategii în direct. Să știți că vă aud un pic, vă aud foarte slab. Așa sunt eu mai slab, știți, încerc să rămân pe piață și atunci nu trebuie să depășesc 85-86 de kilograme. Da, dar numai fac efortul să înțeleg. Rog pe colegii mei, o să vorbesc eu mai tare, sper că m-auziți mai bine acum. Zic, spuneam că v-am văzut de multe ori live, în direct, vorbind, de fapt, enunțând chiar adevărate strategii în ceea ce privește școala românească. Școala românească, educația în general. Și unul dintre lucrurile, primele lucruri cu care începeți de fiecare dată, ca să vedeți că vă urmăresc cu interes și cu mare atenție, este vorba despre combaterea analfabetismului funcțional. Și mă întrebam, da, e foarte bine, că și eu cred că trebuie să începem de aici. Cum putem să facem asta? Vă rog, avem suficient timp să ne spuneți cum putem face asta. Care sunt, să spunem, ideile prin care putem face asta? Implementa în școli educația astfel încât în câțiva ani, că nu se poate face nimic peste noapte, să scăpăm de această ștampilă
pe care o avem de ceva vreme cu analfabetismul funcțional. Bun, în școală, în mod normal, te uiți la țările vestice, n-are sens să, inventezi lucruri. Sigur, nici nu trebuie să le copiezi, le adaptezi contextului tău cultural, dar în școală trebuie transmise competențe care se exprimă în trei lucruri fundamentale. Valori, cunoștințe declarative, adică ce știi, ce știi să spui, și cunoștințe procedurale, ce știi să faci. Școala noastră excelează în cunoștințe declarative. Învățăm pe copii foarte multe lucruri la nivelul cunoștințelor declarative și nu este rău, e foarte bine. Numai că ignorăm componenta de valori și, doi, ignorăm teribil de mult componenta de cunoștințe procedurale. Ceea ce trebuie făcut, trebuie schimbat efectiv curriculum, astfel încât să dobândească o pondere mare și această cunoaștere procedurală. Profesorii trebuie pregătiți și antrenați pentru a preda în această logică. Altfel spus, foarte bine când spui diverse lucruri, dar la un moment dat va trebui să avem o secțiune în care îmi spui cum aceste lucruri pe care le-am învățat pot fi utilizate în viața de zi cu zi, pot utiliza pentru mine, pentru societate, pentru familie. De scurt spus, schimbare de curriculum, pregătirea profesorilor și performanță care să fie răsplătită atunci când vezi beneficii în acest sens. De exemplu, la testele PISA. Problema noastră nu apare și nu suntem pe ultimul loc din cauza faptului că copiii noștri ar fi mai puțin inteligenți sau mai puțin creativi sau mai puțin inovativi decât cei din celelalte țări europene. Eu chiar am arătat în lucrarea Psihologia Românilor că potențialul nostru de inteligență și creativitate nu se află sub cel vestic. Problema este că noi nu-l folosim în școală. Și atunci ceea ce ar trebui să facem, repet, să stimulăm un alt tip de predare. Și pentru Ministrul Educației aș pune ca indicator reducerea ratei de analfabetism funcțional alături de abandonul școlar, dar asta poate fi o altă discuție care și ăla este uriaș, este foarte mare. Iar pentru profesori aș lega performanța și de, performanțele care apar în testele PISA sau în teste similare, analoge testelor PISA. Lucrurile nu sunt complicate. Știți, în domeniul preuniversitar nu are sens să inventezi lucruri, fiindcă la nivel european există 4-5 modele. Noi ce trebuie să facem este să le identificăm, să le punem în dezbaterea profesorilor, în dezbaterea părinților, în dezbatere publică, să luăm un model sau mai multe modele, de ce nu, care ni se par nouă că s-ar potrivi culturii noastre, poate chiar să le adaptăm pe aici, pe acolo, și după aceea să le implementăm. Nu e greu de făcut. Numai că noi avem această mândrie foarte stupidă, după mine, să nu ne spună alții ce vrem să facem. Testele PISA sunt făcute de imperialismul vestic ca să arate că nu suntem noi buni și deștepți și în același timp mereu vrem, avem această vocație a originalității când nu-i cazul. Deci când ar fi cazul să fim original, nu suntem. Când n-ar fi cazul să fim original, vrem să fim original și asta creează o problemă mare, fiindcă dacă noi am creat un alt sistem în preuniversitar, bun, eu pot fi de acord, hai să fim original, dar atunci trebuie să creăm un sistem care să fie competitiv și să le bată sau să fie măcar la nivelul celor 4-5 care există acum. Copiii noștri să fie atunci în sistemul ăsta specific al nostru mai bine pregătiți decât aia din Finlanda, decât cei din zona germană. Ce înseamnă aceste patru concepte pentru publicul larg și care credeți din punctul dumneavoastră de vedere că este cel care se potrivește cel mai bine României? Lăsați vocile astea care spun că nu luăm, că democrație originală, educație originală. Ce înseamnă aceste patru sisteme în mare și care credeți că este cel mai potrivit pentru România? Bun, sunt sisteme pe care, acum sigur, timpul e scurt ca să le nuanțăm, dar e sistemul țărilor nordice, care merge pe o zonă foarte descentralizată, pe o zonă în care părinții, copiii sunt foarte liberi și sunt arhitecții propriului act educațional, merg pe zone curriculare largi, ai după aceea o zonă mai anglosaxonă, care merge pe parte empirică, practică, pe, nu știu, experimente, adobândind nu doar cunoștințe, ci și modalitatea de achiziționare a cunoștințelor. Ai o zonă mai latină. E greu de spus. Trebuie făcut efectiv o dezbatere pe ce sistem. Eu nu spun că trebuie copiat un sistem anume, dar nu are sens să fim, mesajul meu este ăsta, nu are sens să fim inovativi când nu-i cazul. Hai să fim inovativi în a alege un sistem, al nuanța culturii noastre și să-l aplicăm după aceea programatic, iar ca indicator de performanță să urmărim în următorii 4-5 ani performanța noastră la testele PISA. Spuneați mai devreme că una dintre a doua problemă importantă
este abandonul școlar. De ce am ajuns? De ce România a ajuns aici? Îmi aduc aminte în anii de gimnaziu că aveam o colegă pe care o chema Argentina, Don Cry for Me Argentina, și toată clasa a mers acasă la familie și la ea să o convingem să meargă la școală. Cred că era un fel de ordin pe vremea lui Ceaușescu să nu existe abandon școlar. De ce România a ajuns aici la 31 de ani de la Revoluție? Bun, și aici cauzele sunt multiple. Sărăcie în unele zone, lipsa accesului la infrastructura școlară, educațională. Școala și-a pierdut forța. Cândva nici nu se punea problema că n-ar fi calea regală spre succesul social. Mai acum când vedem și performanța jalnică a unor profesori în spațiu public, încep să te întreb dacă școala mai este calea regală spre succesul social. Și avem această mentalitate și nici aici nu suntem realiști. Noi trăim în preuniversitar prin performanța olimpicilor și atunci când cineva ne spune, da, stați un pic, uitați-vă la masa mare unde apare abandonul, apare analfabetismul funcțional. Suntem defensivi, nu vrem să confruntăm realitatea așa cum este. Și atunci trăim cu această iluzie, olimpicii, câteva medalii, mai aruncă amărăciunea după ce ajungem pe ultimele locuri la testele PISA sau în zona... Dar nu e mai mult decât o iluzie, pentru că eu mă uit din punct de vedere al presei. Nu se apleacă nimeni în 365 de zile să vorbească de toate aceste teme despre care vorbiți dumneavoastră, abandonul, analfabetismul funcțional. Dar atunci când vin olimpicii de undeva, două, trei zile, se vorbește despre ei, se invită în studiourile de... Cred că este, îmi pare rău că trebuie să spun asta, e excepțional pentru o țară săracă faptul că avem olimpici, dar mai mult rău face, mai ales prin promovarea foarte agresivă lucrurile astea. Adică avem această floare la butonieră cu care ne mândrim, dar și în rest nu ne mai interesează nimic. Practic nu ne mai interesează toate cele lucruri care sunt atât de importante, după cum spuneați. Tristețea mea, să știți că este atunci când simt că uneori ratăm potențialul de inteligență și de creativitate acestei generații tinere, fiindcă noi profesorii și la universitar și în preuniversitar încercăm să învățăm după modelul paradigmei noastre. Noi am trăit într-o anumită paradigmă în care, da, făceam ecuații diferențiale, sisteme de ecuații de gradul 2 și când trebuia să citim ceva, știți foarte bine că suntem apropiați ca vârstă, cred. Da. Căutam la bibliotecă o carte, o comandam, venea după 2 săptămâni și aflam răspunsul pe care ne l-am pus abia atunci. Astăzi ai tehnologie, ai accesul la internet, ai o mulțime de informații, ai putea să gândești învățământul cu totul altfel. Copilul se plictisește dacă stai să-i spui 40-50 de minute o lecție și dai cunoștințe pe care le găsește în alt format. Ori noi nici aici nu ne-am adaptat stilul ăsta de predare și de învățare. Trăim încă cu iluzia că educația este așa, și mai ales în zona universitară. Eu am certuri în ghilimele cu foarte mulți în zona universitară, mai ales când îi aud că spun... Ei, pe vremea mea, a fi student însemna ceva. Avem prea mulți studenți astăzi și eu le tot spun, raportat la media europeană, numărul de studenți prin raportare la populația generală e foarte mic în țară. Noi avem o problemă. Lumea de azi e o lume de alt tip. Nu pot să nu duci oamenii să se educe. Sigur că facultatea astăzi este altceva decât era pe vremea mea. Eu am făcut 5 ani psihologia, se fac 3 ani. Dar trebuie să-i aduci pe tineri să studieze la nivel de universitate, fiindcă educația face pe oameni să fie mai toleranți, mai grijulii, se îmbracă altfel, vorbesc mai cu grijă, prezența studenților îi obligă să se comporte altfel. Dar noi trăim în logica asta. Educația este ceva, unii numai, nu prea mulți, iar de ceilalți o să vedem ce o să facem. Lasă-i în sărăcie, în abandon, în analfabetism funcțional, mai scoatem niște medalii din când în când, 2-3 universități cu care ne mai lăudăm din când în când și o să meargă lucrurile. Ei, asta înseamnă în lumea modernă o ratare extraordinară, nu doar a potențialului țării respective de inteligență și creativitate, repet, transform țara într-o colonie tehnologică și științifică, fiindcă fără educație nu ai ce să faci într-o lume globalizată, nu poți să fii competitiv. Păi, apropo de asta, mi-aduc aminte, fac parte dintr-o generație care fura cărți din librării, să știți. Adică le ascundea, nu avea bani și dacă până la urmă nu făceam rost de banii aia, furam cărți. Mă întreb astăzi, apropo și de hoțul de cărți, câți dintre tinerii din ziua de astăzi măcar s-ar gândi să o fure o carte dintr-o librărie? Nu cred că
Mai există hoții. Da, știți ce fac? Știți ce fac tinerii din ziua de astăzi? Nu ca noi, încearcă să uite cu jind așa la cărțile de pe rafturi, dar ei, sigur, poate nici nu bine să vorbim în sensul ăsta, dar dacă tot ați adus discuția, ei accesează, ca să nu spun că piratează site-uri cu informații, cărți și așa mai departe, și când n-au bani să-și permită accesul la informația respectivă, încearcă să facă rost de pe net în altă modalitate. Deci să știți că cei motivați pentru cunoaștere și pentru... Fac asta, dar o fac cu digital, ca să zic așa. Absolut, adică... absolut. Deci ei tot acolo sunt, dar o fac altfel decât noi. Eu odată pe an ajung vreo 10 zile în provincie, la Caracal, nu e nimeni perfect, și prietenii mei sunt toți directori de școală. Și întreb de fiecare dată cum e cu școala, cum e cu elevii. Și îmi spun de la an la an că este dezastru. Că sunt foarte puțini copii care vor să mai învețe și fac parte din familii bune, cu ghilimele sau fără ghilimele, oameni care au anumită stare materială și că în rest nu învață nimeni. Și că părinții, dacă nu au părinți care să fie preocupați în fiecare zi de ei, să-i urmărească, să-i urmărească în sensul bun al cuvântului, nu să-i, cum era pe vremea noastră, că te urmărea să vadă de la școală unde pleci. Nu se învață carte și copiii nu mai vor să învețe carte. Și asta ține și de gradul de sărăcie, exact ce spuneați mai devreme. Cred că sunt legate abandonul școlar, sărăcia și analfabetismul, din păcate. Așa este, dar să știți, și eu sunt profesor, dar o spun, este și o problemă a profesorilor care nu vor să-și adapteze metodele de predare de foarte multe ori noi generații, ci încearcă să forțeze noua generație să vină în logica metodelor de predare, metodelor pe care le-am parcurs și noi doi. Dar, repet, lumea s-a schimbat, noi nu aveam acces la cunoștințe. Astăzi a pune copilul, stai jos și scrie și ia notițe și să ia notițe și în facultate, să scrie lucruri pe care el le poate găsi altundeva. Mintea lor s-a schimbat, ei sunt o generație digitală, lucrează multitasking, lucrează în paralel, ori noi nu ne-am adaptat la acest stil. Eu nu vreau să spun, repet, că numai într-o parte e o problemă. Sigur că ce a spus este la fel de problematică. Familia nu încurajează această idee că educația este calea regală spre succesul social. Dar și profesorul are o foarte mare importanță. Absolut, și de foarte multe ori să știți că ei gândesc încă dacă noi doi am merge la unele lecții, ne-am simțit ca acasă, ceea ce este grav. Am înțeles. Fiindcă este o altă generație în acest moment care așteaptă altceva. Se plâng că nu noi stau... ne-am simțit ca pe vremea noastră cu 30 de ani, pe când lumea s-a schimbat dramatic de anul ăsta față de anul trecut, că vedem ce se întâmplă. Absolut, și mintea lor este altfel. Îmi spun mulți profesori la universitate, studenții nu mai au răbdare să stea 45 de minute să ia notițe. Și eu întreb, bun, dar ce îi spui în alea 45 de minute? Dacă îl pui să scrie 45 de minute, cum să stea? Că nu are de ce să stea 45 de minute. Sigur că nu are răbdare. Deci trebuie să găsești alte metode, alte modalități de predare și de utilizare a cunoștinței. Domnule profesor, cred că sunteți cel mai îndreptățit să ne faceți un portret sau, nu știu, da, o descriere pentru elevul român care este analfabet funcțional. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de exemplu, desigur că depinde și de domeniu. Dar, în general, înseamnă că îți poate spune multe lucruri când îi ceri, dar când întrebi care e semnificația lor, ce înseamnă acele lucruri, nu știe să-ți spună, iar când îi ceri să folosească lucrurile pe care pare că le știe, nu știe să le folosească. De exemplu, în domeniul scrisului, știe să citească, știe să scrie, dar nu ajunge la esența ideilor. Sau dacă sunt cunoștințe, nu știu, în matematică, rezolvă o ecuație sau îți dă o formulă, dar nu știe să o folosească în viața practică când acea formulă ar fi fundamentală pentru el. Deci asta înseamnă că nivelul de cunoștințe declarative aparent poate să fie ok, dar cel de cunoștințe procedurale și de utilizare acestor cunoștințe în viața de zi cu zi este la punct. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură analfabetul funcțional se regăsește și în mediul universitar, preuniversitar, dar universitar? Se găsește, să știți. Știu, practic îi ducem așa cum îi preluăm după ce trec bacalaureatul.
Iarăși, noi încercăm să corectăm și eu văd pe foarte mulți profesori, colegi de-ai mei, mai din generații vârstnice, că sunt foarte supărați, furioși, că așa studenții ajung la universitate. Și eu le spun, acum se vede talentul tău de profesor. Ai anul întâi, anul doi, în care trebuie să ajungi la mintea lor, fiindcă potențialul lor de inteligență și creativitate e acolo, încearcă să-l scoți la suprafață. Surpriza pentru profesori e că au ajuns la universitate de prestigiu, dar ei pot fi încadrați la analfabeți funcționali, nu? Cam asta ar fi. Da, sau că cunoștințele, prerechizitele pe care ar trebui să le avem, nu știu, la matematică, de exemplu, nu sunt acolo, ordinea operațiilor, de multe ori confuză. Sigur, dar poți să faci ori, eu le spun, sunt oameni cu potențial de inteligență și creativitate. Recuperează lucrurile, că asta înseamnă a fi un bun profesor. Nu a merge și a spune ce vrei tu, cum vrei tu și lumea să înțeleagă. Fă lumea să înțeleagă ce vrei să spui, de fapt. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, am avut discuția asta și cu profesorul Miclea, fostul ministru al educației. Acum se discută foarte mult și există teoria asta. Doamne, felul în care se învață România se dă foarte mult de tocit, de învățat elevilor și așa mai departe. Și aici profesorul Miclea a avut un răspuns surprinzător pentru mine, trebuie să recunosc, și aș vrea să aflu și părerea dumneavoastră. Spunea, domne, copilul trebuie să, elevul, studentul trebuie să și învețe, că sunt noțiuni care se învață. Nu lași totul la latitudinea elevului apropo de creativitate, de imaginație, pentru că dacă nu ai aceste, bănuiesc că cam pe acolo e, nu? Sau undeva la jumătatea între aceste lucruri este adevărul. Adică, știți cum e? Eu nici măcar n-aș face media. Ce a spune depinde de conținut și de domeniu. De exemplu, tabla mulțirii. Aia nu poți învăța prin descoperire. Tabla mulțirii trebuie învățată cu efort și tocită în prima fază. Asta este, da? Dacă încerci să înveți tabla mulțirii prin descoperire, probabil că aproape de pensie vei descoperi tabla mulțirii. Deci, vedeți, depinde de conținut, depinde de domeniu. Problema școlii noastre este că, într-adevăr, se merge prea mult pe această componentă de tocit. Astea sunt, de fapt, acele cunoștințe declarative de care încercam eu să spun. Și aici, nu-i rău, eu totdeauna am spus, nu-i rău că facem asta, e rău că nu facem și celelalte două componente, valori și cunoștințe procedurale, fiindcă vă spun de ce. Nici eu nu sunt de acord cu cei care spun să învățăm numai ceea ce doresc și ceea ce le folosește în viață. Nu. Actul de a învăța și lucruri abstracte contribuie, de fapt, la dezvoltarea minții umane. Este ca atunci când mergi la sală. Mergi la sală și faci sport. Tu ai aceeași forță, nu știu, să cari o geantă și dacă ai merge la sală și dacă n-ai merge la sală. Dar dacă mergi la sală, poți duce, când e caldul, greutăți mai mari, ești mai sănătos, ești mai fit, ca să spun așa. Ei, la fel se întâmplă și cu mintea umană. Nu da omului numai ceea ce vrea el, când vrea și cum vrea. Trebuie să fie zonă de efort, dar zona de efort, aici e un element cheie din punct de vedere psihologic. Trebuie să vizeze ceea ce noi numim în psihologie zona proximei dezvoltări. Adică un pic mai mult decât nivelul la care se află, astfel încât să-l poți trage după să se dezvolte. Dacă tu dai mult mai mult decât nivelul la care se află, copilul nu vine după tine și rămâne în urmă. Spuneți-mi, vă rog, la testele astea PISA, unde noi ieșim alfabeti funcționali, câte puncte obținem? Adică, care este punctajul ăla care te clasifică la analfabet funcțional? N-am știut că o să mă întrebați asta, nu știu exact punctajul și puntele, când vă ascult de diferite. Bine, hai atunci, să că nu vă era o întrebare pregătitoare. O să reformulez întrebarea, după care o să luăm o pauză, mai avem multe lucruri de discutat. De la 1 la 10, clasa politică, în ce măsură este analfabetă funcțional? După mine... În 10 este cea mai... E nota în care cea mai puțin analfabetă funcțional, 1 cea mai mică. După mine, în ceea ce privește înțelegerea educației și a rolului educației într-o societate și chiar în sistemul politic... La limită i-aș da o notă de trecere, dar la limită. Da, și eu mă gândeam undeva la un 4 rotund. Eu le-aș da un 5, că unii sunt măcar deschiși, mai întreabă, încearcă. Domn profesor, un 4 frumos, curat, 5
îi amăgim, știți? Se gândesc, hai că am trecut clasa, las că merge și așa. Când le dai un patru frumos, rotund, știți, se, îi punem pe gânduri și cine știe, până la un nou mandat, adică peste 4 ani, poate o să ajungă la ora 5. Ne oprim o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem la profesorul, rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David. Partea a doua, Ion Cristoiu, o emisiune la sfârșit de an. O să vedeți foarte multe topuri. Pauză. Continuăm partea a doua emisiunii cu profesorul Daniel David. Domnule profesor, voiam să vă întreb, pentru că sunteți și un fiind psiholog, spuneți-mi ce e în mintea unui copil, unui student de al dumneavoastră, ce e în mintea lui apropo de ce înseamnă România, cum își vede viitorul, ce vrea să facă după ce termină facultatea, universitatea, dacă vrea să rămână în țară, dacă vrea să profeseze ceea ce face în școală, dacă vrea să plece în străinătate, ce modele are, care sunt așteptările lui, care sunt dorințele lui? Sigur, ei au perspective foarte diferite în funcție de familie, în funcție de ce cultură educațională au. Mulți, uite, de exemplu, cu această plecare în străinătate. Eu totdeauna le spun elevilor când mă întâlnesc cu ei și pun întrebarea ce să fac, să vin la Universitatea Babeș-Bolyai sau, uite, am fost chemat la Oxford sau am fost chemat la Cambridge. Sigur că e o întrebare foarte dură pe care o pun de foarte multe ori când compar, nu te gândești Babeș-Bolyai versus Oxford sau versus Cambridge. O fi bună Babeș-Bolyai în țară, dar Oxfordul este o universitate globală. Eu mereu le spun să gândească într-o manieră echilibrată, în sensul că, sigur că dacă tu ai planul de a trăi în Marea Britanie sau vrei să lucrezi, să trăiești în Franța, atunci merită să mergi. Și eu îi încurajez, merită să mergeți, să începeți studiile universitare acolo. Dacă însă nu ești hotărât că vrei să ai o viață în Marea Britanie, ci vrei să ai o viață poate în România, sau încă nu ești hotărât unde, du-te la o mare și o puternică universitate din țară, în marile centre universitare, fiindcă pregătirea la nivel de licențe în aceste universități este o pregătire bună raportat la costurile pe care le vei avea. Nu sunt toate universitățile din țară la fel, iar copiii nu sunt educați în acest sens. De multe ori ei merg la universitatea care este cea mai apropiată de ei. Este o mare greșeală, fiindcă, repet, noi în colectivismul nostru, noi încercăm să tratăm pe toți la fel, toate instituțiile la fel. Nu sunt toate instituțiile la fel. Dacă mergi la o mare universitate dintr-un centru tradițional, sigur că după aceea acolo vei avea oportunități să ai vizite internaționale, să mergi să vezi cum e și la Oxford și la Cambridge. Și când vei fi la doctorat sau la postdoctorat, du-te la Oxford și la Cambridge 2 sau 3 ani și după aceea hotărăște, întorci în țară sau rămâi acolo. Deci copiii trebuie educați în sensul ăsta. Și din păcate, și întrebarea e fundamentală, poate dă, trezește mintea părinților și trezește și mintea ministerului să fie mai informativ cu ei în clasele 11-a și în clasa 12-a, ei trebuie educați în acest sens, fiindcă nu înțeleg toate aceste lucruri. În mintea lor, mulți care sunt supărați pe țară spun, merg în străinătate, studiază la Oxford nu știu câți ani și după aceea vrea să vină să locuiască, să lucreze în România. Și dă seama că are probleme. Sistemul e diferit, unele lucruri trebuie adaptate, n-are rețeaua socială de specialiști pe care ar fi avut-o dacă ar fi avut niște colegi în anul în care a studiat și așa mai departe. Deci, păi nu, asta e o problemă foarte mare. Am și eu prieteni mulți, copiii au învățat la cele mai bune licee Gheorghe Lază, de exemplu, din București, și au fost setați. Și asta e o propoziție. Citeam un articol la a lui Cristian Hostiuc aici, care e șef la Ziarul Financiar, că noi cred că ne educăm copiii din start ca să meargă să studieze în străinătate. Îi dăm să învețe limba engleză, limba franceză, adică îi punem încă de la bun început pe drumul ăsta să meargă în străinătate. Asta pe de o parte. Aud foarte des lucrul ăsta. Pe de altă parte aud că merg copiii, studiază în străinătate. Facultatea este foarte grea la Londra și în Anglia în general. Adică aia costă mult. Costă mult, iar aia 3 ani înveți că mulți intră într-o perioadă de stare de anxietate, depresie la început,
că și sunt cazuri în care copiii cedează și se întorc acasă. Dar, bref, merg, studiază 3 ani sau 4 ani, mai fac un an masteratul și școala foarte grea să reziște acolo. Și după aceea se întorc în România și nu-și găsesc de lucru. Absolut. De aceea spun, lucrurile trebuie văzute nuanțat. E bine că învățăm limba engleză, e bine că învățăm limba franceză, azi e bine să vorbești multe limbi într-o lume globalizată, dar asta nu înseamnă că trebuie să mergi în străinătate. De aceea îi încurajez și pe părinții care au posibilitatea financiară să-și trimită copiii, nu știu, la marile universități, să meargă întâi să facă o consiliere în carieră cu un foarte bun psiholog, să vorbească cu niște profesori universitari de la marile universități și după aceea să hotărească. De multe ori câștigul nu există. L-ai trimis acolo, cum am spus foarte bine, din start, merge din zona în care are suport social, într-o zonă în care, să știți, de multe ori clachează, nu fiindcă e mai greu, că și la marile universități, în programele bune, e foarte greu. Dar clachează fiindcă nu mai are suportul social. E singur acolo. Pe lângă efortul de la școală, are efortul de a se adapta la viața de acolo. Și atunci, ce am făcut? Apropo de acest suport, e important că spuneți, dar eu mă gândesc că un copil într-un oraș de provincie, care face liceu acolo, dar e un elev foarte bun, cu cine să se sfătuiască? Adică e greu de găsit în orașele de provincie, chiar în orașele mai mari, oameni cu care să se sfătuiască, eventual dascăli în care cred și așa mai departe. Însă, în egală măsură, sunt dascăli foarte buni, dar care nu mai sunt atât de ancorați în ce înseamnă lumea asta digitală. Mi-a plăcut expresia asta. Cred că ne îndreptăm spre a deveni o colonie de tehnologie, o colonie de tehnologie digitală, dacă nu cumva e un pleonasm. Unde da. Să se ducă acest copil să ceară un sfat? Uite, sigur, sunt multe modalități. Să aibă curajul să pună întrebarea acolo unde poate primi răspuns. Eu la Universitatea Babeș-Bolyai am cerut fiecărui decan să aibă discuții publice preanunțate cu o săptămână, două înainte, cu oricine dorește să participe la discuția respectivă. Și am avut, și eu m-am întâlnit cu elevi. Au fost, nu știu, câteva sute care au participat la discuția cu mine, elevi din toată țara. Deci, practic, și noi trebuie să ieșim spre public, să folosim tehnologia în sensul ăsta, și să răspundem elevilor și să le dăm răspunsurile pe care ei le caută. Pot participa la aceste întâlniri, că n-am interzis să participe, doar accesul este public și părinții, dacă doresc să pună întrebări. Iar dacă au ratat întâlnirile respective, noi o să le reluăm și eu vă garantez că dacă ne scriu direct, să aibă curajul să ne scrie. Când ne scrie direct, noi răspundem, fiindcă eu am înțeles această mare problemă și ruptură, mai ales pentru cei care vin din zone mai de sărăcie, zone defavorizate, izolare și de multe ori nu au informațiile necesare ca să decidă. Mergem noi spre ei, iar dacă au ratat întâlnirile pe care le-am avut până acum, vom folosesc acum oportunitatea pe care mi-ați dat-o să urmărească site-ul Universității Babeș-Bolyai, fiindcă vom avea astfel de întâlniri și în ianuarie și în februarie și în martie, unde rectorul, nu trimitem pe altcineva, rectorul și decanii merg da. Și răspund elevilor. Da. Psihologia poporului român. Am studiat-o de mult. Trebuie să recunosc aici ca o mărturisire. În momentul în care am lansat un cotidian important, m-a ajutat foarte tare să-l citesc pe Drăghicescu și să văd că la aproape 100 de ani nu s-a schimbat foarte mult psihologia poporului român. Pe de altă parte, e o carte pe care vreau să o cumpăr. E o carte a unui profesor pe care îl cheamă Daniel David, Psihologia poporului român, profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitivă. Aici îi pierdem pe cei care ne urmăresc, că e un pic mai greu. Putem să facem o paralelă între psihologia poporului român a lui Drăghicescu și cea a lui David? Putem, trecând prin cea lui Constantin Rădulescu Motru. Atât Drăghicescu cât și Motru au dat maximum pe care au putut să-l dea la vremea lor.
într-o vreme când nu existau teste psihologice prin care să măsori atributele psihologice într-o manieră riguroasă, într-o vreme când metodologia statistică nu era atât de dezvoltată, ei au mers mai degrabă pe o analiză calitativă, au încercat să-și dea seama despre atributele psihologice indirect, uitându-se la o serie de practici culturale, o serie de comportamente sociale și așa mai departe. Totuși, psihologia pe care i-am scris-o a beneficiat. Eu am avut norocul să pot beneficia de faptul că sunt deja sute, mii de studii despre români și români în comparație cu alte popoare sub diverse atribute psihoculturale. Avem teste riguroase prin care putem măsura direct lucrurile. Nu trebuie să facem ipoteze asupra atributelor pornind de la practici culturale. În concluzie, sunt și asemănări și deosebiri. Hai să plecăm de la de acum 100 de ani. Vorbeați și de Motru și de Drăghicescu. Da. Spuneți-mi 10 caracteristici ale poporului român, dar și bune și rele, chiar dacă o să fim un pic înjurați în seara asta, și după aia ajungem la profesorul Daniel David să vedem în ce măsură câte dintre aceste caracteristici s-au schimbat. Bun, acum 10 sunt multe, că despre fiecare 6, trebuie să dăm... 5, 4... Încerc câteva. Uite, spre exemplu, atât Drăghicescu cât și Motru vorbeau despre colectivismul pe care îl avea, spiritul gregar, care este o trăsătură importantă. Aș puncta însă că o trăsătură psihologică nu este superioară sau inferioară, nu este bună sau rea, ea devine mai utilă sau mai puțin utilă în funcție de spațiul cultural în care ești integrat. Colectivismul, de exemplu, dacă am fi integrat într-o zonă estică, ar fi foarte ok, fiindcă foarte multe țări din zona estică, Rusia, nu știu, țările din Asia de Est și așa mai departe, sunt colectiviste. În condițiile în care noi am ales de bunăvoie, fără să ne forțeze nimeni, zona vestică, NATO, Uniunea Europeană, colectivismul nu ne mai ajută, că zona vestică s-a construit pe ideea individului autonom. Și toate instituțiile sociale au în spate individul autonom și descentralizarea puterii sociale. Deci iată, acesta a fost un atribut care s-a văzut atunci. Noi l-am măsurat riguros în psihologia românilor și am observat următorul lucru. În 2015, da, încă noi aveam un profil dominant colectivist. Ca să sintetizez pentru cei care se uită la noi, într-o societate colectivistă, de obicei, grupurile se formează într-o logică extinsă de familie. De obicei, grupul este mai important decât individul și decât nevoile individului. Individul trebuie să servească grupul și, de obicei, într-o structură colectivistă de acest tip, vine concentrarea puterii, apare ideea de șef, puțini oameni conduc mulți oameni. Într-o structură a individului autonom, de obicei grupurile se formează mai degrabă în logica unor valori comune. De multe ori oamenii nu se cunosc între ei, dar având valori comune, constituie grupuri în forma unor comunități puternice. Iar aceste grupuri de tip comunitate sunt foarte deschise spre alții din afară, pentru că oricine care are valorile grupului este binevenit în grup. Într-un grup de tip colectivist există o suspiciune față de cei din afară că nu sunt ai noștri, nu sunt ca noi, sunt alții, sunt ceilalți. Ei, în 2015 spuneam că profilul ăsta colectivist domina, dar deși domina, nu era o dominanță foarte puternică. Fiindcă generațiile mai tinere, mai ales generația mileniarilor, cei născuți după 1981, generația Z și chiar o parte din generația X, cei născuți undeva din 1965, deci cei care n-au prins încă facultatea și munca în perioada comunistă, au un profil autonom mult, mult mai puternic. Și România se află în această fază de luptă paradigmatică. Sigur, eu știu, inevitabil paradigma individului autonom se va impune până la urmă și o să fie mai concurenți cu spațiul vestic. Nu știm încă cât și cum. Atenție însă, spunând acest lucru, nu înseamnă că vorbesc în termen de superioritate. Adică eu vorbesc de o concurență cu spațiul vestic. Nu înseamnă că o societate a indivizilor autonome o să aibă specialiști mai buni sau oameni cu un comportament mai moral sau etic în comparație cu o societate a indivizilor colectiviști, dar o să fie valori mult mai concurente cu spațiul vestic. Domnule profesor, și nevoia unui tătuc, nu la această familie, absolut, la această colectivitate. A rămas în continuare.
Și se vede pe alocuri când ne uităm în tot spațiul nostru social. Și aici dau mereu următorul exemplu. Într-o societate a indivizilor colectiviști, când vrei să rezolvi ceva, întrebarea cheie este: cunoști pe cineva care mă poate ajuta? Bine. Într-o societate a individului autonom, care se bazează mai degrabă pe proceduri, întrebarea este: care e procedura ca să obțin X? Ăsta este un element diferențiator, așa informal, destul de puternic, să știți. Eu nu vreau să vă atrag atenția, cu atât mai mult să vă scot la tablă, că acum greu vă mai scoate cineva la tablă, dar ați vorbit despre colectivism și mai aveți încă patru caracteristici importante, dar până atunci, ca să vă completez în ce ați spus, dacă dai căutare pe Google și găsești și dai căutare pe Google și cauți Engelhard Welzel, da, cultural, așa, MAP 2015, găsești cam următoarele lucruri legate de populația României sau, dacă vrei, dacă doriți, de psihologia poporului român. Undeva spre 65% din populația României este înclinată spre măsuri de siguranță, încă 15% are o atitudine ambivalentă, apropo de pandemie și renunțarea la drepturi și libertăți, și doar 20% este adepta primordiară a drepturilor și libertăților. Asta arată, da, într-un fel cum ne-am comportat noi în pandemie, că mai avea un pic și ne închidea în teatre, în piețe și stăteam bine mersi acolo. Conform acelui model, într-adevăr, România este o țară aflată într-o zonă tradițională, dar atenție, aici mereu atrag atenția, dacă vă uitați pe schema respectivă, nivelul de tradiționalism nu este atât de mare, e aproape la zona de trecere spre zona de societate seculară, deci nu ne amăgim, avem o formă de tradiționalism. E adevărat, dar asemănăm într-un câtva cu Palestina. Așa este. Da. Așa este, dar vedeți, depinde ce pui în conținutul, dacă mergem spre tradiție, în conținutul religios. Fiindcă noi ne declarăm un popor religios, dar creștinii români n-au nicio problemă după ce ies de la biserică să meargă la vrăjitor, ghicitor, astrolog și ghicitor în stele. Asta mie mi arată că mai degrabă o superstiție decât o încărcătură religioasă cu adevărat. Deci biserica are de lucru aici, să umple acea predispoziție pe care o avem cu conținuturi adecvate. Dar revenind la cealaltă axă pe care ați descris-o, într-adevăr, noi ne aflăm în zona valorilor de supraviețuire, în care siguranța este importantă, coșul zilei de mâine, nu știu, o educație minimală. N-am ajuns încă în zona valorilor de autodezvoltare, a valorilor de emancipare. Suntem încă departe de acel nivel, dar totuși vestea bună este, și am arătat acest lucru într-un studiu pe care l-am făcut public numai cu câteva săptămâni, că între 1993 și 2018 România s-a modernizat. Pe o scală de la 0 la 100 a crescut cu 9 puncte, acum mai mult sau puțin. Pentru cei care vrem mai mult, e puțin, dar totuși să observăm cu toate problemele acestor ani, România se modernizează inevitabil. Poate reușim să facem ceva, să accelerăm acest proces. Iar dintre factorii care pot să ne ajute, aș menționa educația în primul rând, aș menționa o bună utilizare a resurselor financiare și creșterea socioeconomică, urbanizarea este iarăși fundamentală și așa mai departe. Ca să nu evit atributele. Așa, enunțațiile. Și Motru și Drăghicescu vorbeau de această neîncredere extraordinar de mare în străini, derivată mai ales din zona asta colectivistă. Acest nivel se menține. Avem o neîncredere extraordinar de mare, din păcate, nu doar în cei din afara țării, în străini, avem o neîncredere foarte mare și în interior, unii față de alții, și nu vorbesc față de autorități. Noi, unii față de alții, oamenii în viața de zi cu zi, ceea ce ne împiedică să cooperăm bine și nu construim instituții puternice care să ne folosească potențialul bun pe care îl avem de inteligență și creativitate de care vorbeam înainte. Și Motru și Drăghicescu vorbeau de această tendința noastră de a evita incertitudinea. Se vede și în acești ani. Noi vedem în incertitudine pericol, nu vedem oportunități, ceea ce este o mare greșeală, fiindcă de incertitudinile, sigur că pot să reprezinte un pericol, dar au și posibilitatea să aducă oportunități. Trebuie să ai curajul să cauți aceste oportunități. Sigur, sunt și diferențe. Motru, de exemplu, spunea că lega munca și stilul nostru de muncă cu lască merge și așa, munca în salturi și așa mai departe, de un factor ereditar și de mediu, spunea el. Eu cred că din ceea ce am găsit la noi, munca este mai degrabă o valoare emancipativă. Dacă pe un român îl plătești adecvat
și el poate folosi banii respectivi în emanciparea lui, să-și cumpere o casă, să-și ia o mașină, să meargă cu familia în concediu, românul e foarte serios în muncă. Dacă însă îl plătești astfel încât banii pe care îi primește nu le ajută pe latura de emancipare, muncește pe cât îl plătești. După logica, las că merge și așa, și munca în salturi și așa mai departe. Deci, vedeți, sunt și nuanțe și diferențe față de ce au găsit Motru și Drăghicescu în comparație cu ce am găsit eu și similarități. Dar e clar că și acel colectivism de care vorbeau ei și am vorbit și eu începe să se schimbe spre zona individului autonom, mai ales cu intrarea în scena socială a generațiilor mai tinere. Repet, nu e un lucru bun în sine, este un lucru mai funcțional pentru spațiul vestic în care se află Uniunea, în care se află România, așa nume legătura și prezența noastră în Uniunea Europeană. Mai o chestiune apropo de străini, că tot ați deschis, domne, idealizarea străinilor. Cred că am trăit asta încă de pe vremea lui Ceaușescu. Venea un neamț, un suedez ceva, e străin, adică era un fel de extraterestru. Și mergând încoace la fel, autovictimizarea noastră și faptul că suntem cumva, uneori ne credem baburii cu pământului, că suntem cu totul speciali, avem tunelele acelea cu daci care, nu știu, ajung undeva, n-am înțeles exact unde, dar în egală măsură suntem cei mai corupți, cei mai în toate sensurile rele. De ce aceste chestiuni care sunt paradoxale până la urmă? Ați punctat foarte bine. O altă concluzie pe care am găsit-o făcând analiza psihologiei românilor este că pe multe segmente avem o structură de asta bipolară. Cum ați spus foarte bine, exagerăm și pozitivul, exagerăm și negativul, ceea ce duce la o antagonizare a societății. Nu avem această plecare spre o înțelegere corectă și realistă. Unde e pozitiv? Să spunem că e pozitiv, dar la nivelul la care este nici mai mult, nici mai puțin. Și unde e negativ? Să recunoaștem negativul la nivelul la care este, fără să-l ridicăm la înălțimi aiuritoare și să încercăm să-l corectăm. Această lipsă de realism este o caracteristică care vine, cum spuneam, și din neîncrederea pe care o avem unii față de alții, că totuși ca să recunoști un element negativ trebuie să ai încredere că odată ce îl recunoști, ceilalți nu s-ar să-mi impute cu necesitate. De asemenea, în societatea noastră avem tendința să vânăm greșeli. În loc să recompensăm oamenii prin sau să dăm recompense pentru comportamentele pozitive, când cineva face ceva pozitiv, îl lăsăm. Nu îi dăm nicio recompensă. Când a greșit, însă îl executăm. Deci căutăm, vânăm greșeli și pedepsim oamenii ca modelare socială. Și toate aceste mecanisme duc la această polarizare care blochează, adevărul că blochează societatea și se vede această polarizare și mediul politic. Era fost înspăimântătoare în ultim, din 2016 până acum am văzut-o, ciocniri de care mai dure. Da, și repet, una este ideologia, dar acolo n-ai văzut între politicieni doar o bătălie, fie ea și puternică de ideologie, ai văzut ură și desfințarea, unul vrea să-l bage pe altul la pușcărie. Deci am ajuns într-o zonă extrem de proastă pentru țară, fiindcă, repet, potențialul nostru bun, psihologic vorbesc, eu ca psiholog vorbesc, potențialul de inteligență și creativitate, dar neîncrederea și ura asta nu duc la cooperare și cooperarea nu ne ajută să folosim instituții care să ne folosească potențial. Ba chiar spune că în anii ăștia inteligența și creativitatea au fost folosite tocmai în sensul ăsta rău al lumii în care trăim. Mă uitam pe o cercetare la începutul pandemiei. 8 din 10 români, apropo de ceea ce spuneați, erau gata, adică nu erau gata, ar fi renunțat sau renunțau la drepturile și libertățile lor. Mi se pare enorm. Și asta arată unde e România în momentul ăsta. Suntem o structură colectivistă cu concentrarea puterii. Și atunci când cel de sus dă ordinul, cei mulți ascultă. Ei, tătucul de care vorbeam. Da, sigur că pe alocuri, în prima parte, ne-a ajutat oarecum pentru pandemie acest lucru, dar ne-a ajutat parțial, vă spun de ce parțial. Fiindcă, da, într-adevăr, românii au fost cuminți, mai ales când în primele zile, țineți minte, că a fost armata, poliția. Da, 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 da. Sigur, numai că noi am ascultat de frică. Corect. Am ascultat de frică și ce am făcut, noi în loc să ne dezvoltăm ca un individ autonom o altă rutină de viață, să înțelegem că trebuie să ne adaptăm la pandemie și trebuie să avem un alt stil de viață, noi am suprimat vechea rutină de frică,
Nu ne-am dezvoltat o altă rutină de viață, tot așteptam să treacă pandemia, care uite că nu trece. E un fel de furatul căciulii în perioada aia. Fiindcă atunci când ați văzut, s-a trecut de la starea de urgență la starea de alertă și în cele trei zile n-am avut nicio reglementare, noi știam din psihologie că dacă tu suprimi un comportament fără să dezvolți un comportament alternativ, când se elimină constrângerile, comportamentul vechi se va întoarce, dar nu oricum, se va întoarce mult mai intens. Brutal, da, corect, amplificat. Mult mai mare. Și în alea trei zile, comportamentul românilor a explodat efectiv și de atunci autoritățile n-au mai putut să-l Asta cred și eu, că de atunci e Dumnezeu cu mila. Cam asta este strategia autorităților. Cred că trebuie să ne scoatem din vocabular cuvântul autoritățile. Sincer. Da. Eu apreciez autoritatea, dar să știți că eu văd autoritatea ca un reprezentant al meu. Administrația, cred că ar trebui ca autoritatea presupune o autoritate într-un domeniu, nu? Asta este înțelesul. Corect, dar eu să știți că sunt absolut dispus să dau autorității forța pe care o are, dar să văd oameni cu un fit, oameni dedicați... Total de acord cu asta. Da. Da. Mai avem două minute... O întrebare la care să răspundeți foarte pe scurt. Darwin sau Jobs? Se întâlnesc undeva? E o lume atât de... Și. Eu și ca om de știință și ca rector al Universității Babeș-Bolyai, care are cele două valori, tradiție și excelență, îi valorizez pe amândoi. Și ca psiholog evoluționist nu pot să nu-l apreciez pe Darwin, dar Jobs... Este cel care face viitorul. Sau făcea viitorul. Face în continuare. Ideile lui... Prin ceea ce a creat, ideile lui, prin ce a rămas, face în continuare. Spuneți-mi cu învățământul online, că da, știu că am avut o emisiune, am discutat aproape emisiune întreagă despre învățământul online. Acum mai avem un minut. E ceva de făcut? Vom supraviețui? Ne vom întoarce la școală? Da. Spun tuturor profesorilor, atenție, învățământul online nu înseamnă învățământ clasic pus pe internet. Dacă faci acest lucru, îi obosești pe copii, îi pierzi, enervezi pe toată lumea și tu nu o să fii eficient. Noi avem nevoie de o altă pedagogie universitară. Învățământul online înseamnă altceva decât învățământ clasic. Pentru noua pedagogie universitară, eu vă dau iarăși ca recomandare, sunt ghidurile universității noastre pe site publice, luați-le de acolo și adaptați-le pentru sistemul la care voi lucrați, liceu, gimnaziu și așa mai departe. Fiindcă dacă nu înțelegem că avem nevoie de o altă pedagogie universitară, pierdem generații întregi de copii. Domnule profesor, mulțumesc, a fost o oră cu totul specială pentru mine și cred că și pentru cei care se uită la Alef News și la Marius Tucă Show. Vă doresc sărbători fericite, să ne auzim, să ne vedem cu bine. Sper că ajungeți la București la un moment dat în studio să discutăm atât de multe lucruri legate de această lume care cred că suportă în fiecare zi o schimbare. Cât de mică, dar în fiecare zi și noi încercăm să ne adaptăm la pandemie, la ideea de online, la... Acum văd că e la mod acest cuvânt, mi se pare barbarism ăsta, webinar. Ați văzut că îmi primești și eu... Dar nu poți să zic o conferință online totuși, apropo de limba română? Și limba mai evoluează. Stresul era un barbarism acum 25 de ani, acum este în DEX. Să avem webinarul, probabil. E un cuvânt comun, e la locuri comune. Probabil că așa va deveni și webinarul ăsta. Marius, nu pot să vorbesc, sunt într-un webinar. Ok, scuze atunci. Îmi cer scuze, eu prost că am sunat. Mulțumesc, sărbători fericite, să ne vedem, să ne auzim cu bine. E o plăcere totdeauna să vorbesc cu dumneavoastră, vin cu plăcere și sărbători fericite tuturor. Și de partea mea vă mulțumesc, numai bine, sănătate, la revedere. În curând își va face prezența, a fost profesorul Daniel David. Învățăm în fiecare zi de la domnul profesor, pentru că e un dascăl în adevăratul sens al cuvântului. Este și rectorul Universității Babeș-Bolyai. Și, vă recomand cartea domniei sale, Psihologia poporului român, așa cum spuneam, Daniel David. Luați-o, citiți-o și o să vă descoperiți sau o să ne descoperim cu toții acolo. Am citit câteva cronici, am să citesc și eu. Așa cum vă spuneam, ne pregătim pentru Marele Geac.
pe numele de scenă Ion Cristoiu. O scurtă pauză și va veni aici, în studiourile noastre, în carne și oase. Da, suntem live. Dom'le, ne mai dați multe teme aici, suntem și noi profesioniști. Cum live? Marele geac în studiourile noastre, suntem în direct. De unde se iei, dar nu ați era fericit? Arătați și... Da? Păi vă spun de ce, vorbim despre anul ăsta, ce credeți? Toate întrebările sunt legate de anul de grație 2020. Marele geac în direct și la o oră de vârf. Ai, dragă. Eu sunt un om care se ține de cuvânt. Foarte. Comandată nou-nouță. Cât costă? Consemnați. E un cadou meu de Crăciun, nu știți cum și eu ce se fac tineri între ei. Vă dedic o poezie. Mulțumesc foarte mult. Este un articol mic de câteva rânduri. E foarte bun. Uitați-vă acolo și firma. Am înțeles. Care, uitați-vă acolo. Asta nu să, nu fie prețul, să nu fie prețul. Doamne ferește, nu e prețul, nu e firma. E firma. Deci uitați-vă că e de asta bio. Nu mă uit la firmă. Când se ducea în vizită Emil cu echipa de jurnaliști, fără mine, evident, când se întorceau, ăia nu spuneau în avion, uite, am văzut cu tare și arătau hainele. A, ce haine a luat. Și mureau de ciudă. Păi nu, asta și, este... Nu, păi firma. Și ridicau piciorul pe scaun și mureau de ciudă. Une, cum, de unde ai luat ăsta? E un producător, e un producător. Foarte frumos. Stai. Facem o reclamă, a? Da, este făcută de... Foarte frumos. Nu facem reclamă, nu știu cum se cheamă. Păi, dar e frumoasă. Știu că îl cheamă Corneliu pe... Păi uite, domne, în comparație cu a mea, care este o răpciugă, o am de 20 de ani. Unde o arăt? Hai că asta e o imagine apoteotică, antologică. Și acum arată pe neamândoi. Arată la păi plan general. Păi nu, trebuie văzut. Păi uitați-vă diferența. Păi nu e diferența. Nu, nouță. Uite. Nu e nou. A, și are și aici. Oi, are și el, are mine, și... Vă băgați editorialele. Nu, și are aici, e foarte bună. Ce, da, e extraordinară. Vreți să vedeți și am eu în ea? Un parfum foarte scump. Miraj se cheamă. Scump de tot, știți cum e asta? E scump, făcut de o româncă. Un parfum excepțional, foarte scump. Am încărcător la telefon, mască, mea să n-aveți zic, legitimația și, pistol. Și toate foile. Și ce pistol n-am tras, din armată n-am mai tras. Având în vedere că nu sunt funcționar public, nu se poate spune că m-ați mituit. Păi nu, nu e vorba despre asta. Și dumneavoastră, nefiind demnitar... Am și eu demnitatea mea. Nu, este un cadou, poftiți. Da. Este un cadou frumos, din partea mea de Crăciun. Sărbători fericite, un an mai bun. Tocmai mai enervant că... În fiecare seară sunt pe aici. Dar acum nu mai mi-a trecut. Nu mă mai enervează, este? Nu. Și pune geanta acolo să nu-i o fure cineva. N-ai văzut așa ceva. Am încă. Da. Pot să vă spun. Evenimentul, nu trebuie să spuneți nimic, sunt întrebări. Înainte de asta. Hai. În... Anul de grație. Nu, Marin Sărescu avea o piesă de teatru. Care? Că le știu bătate. Nu, oricum ea se termina în felul următor, țin minte. Că ăia se... Iona, care? Nu, nu. De fapt, era un sketch din ăsta de al Marin Sorescu și a fost prezentat la brigăzile alea. Brigăzile artistice, da, de program. Extraordinar. Da? Și eram și un șură și la un moment dat se învârteau aia pe scenă așa și finalul era la muncă. Mari probleme. Cum adică își bar joc de la muncă? Așa și la... mâna la înfipt să râși cu domnule Cristoiu. Uitați-vă temele de anul ăsta ca să... Da, vreau să facem anul ăsta. Da, dar vreau să-mi crească riciu foarte tare mie. Eu merg pe rating. Da. Nu mai ține. Păi ne dă sârbă afară pe amândoi, ne împinge pe scări aici. Lăsați bine că suntem la doi. Hai? Lăsați că să fac reclamă, lăsați că a dat lovitura cu Fauda. Cu ce? Cu serialul Fauda? Ați văzut? Dom'le, da, am văzut că se anunță. Cu dar... serialul? Serialul Fauda, să ne dea bani, nu-i promovăm gratis, nu, Boca. Nu, dar serialul este, da, domne, vine sâmbătă, este duminică. Extraordinar. Nu, eu vă urmăresc în fiecare seară, n-am de lucru. În loc să mă întâlnesc cu o fată în parc. V-a plăcut ăla cu pădurile? Ce discutăm? V-a plăcut ăla cu pădurile? Cu pădurile, da, dar m-am săturat de Iohannis ca de mereacră. Pădurile. Aflați în premieră, Ion Cristoiu, care sunt temele în acest an. Mă rog. Evenimentul anului, evenimentele anului, omul anului, care e din punctul meu de vedere, pandemia, ce a însemnat pentru omenire și pentru noi, am dat titlul ăsta pentru că e din El País, un ziar francez, mi se pare cel mai frumos titlu pentru anul ăsta, eram fericit și nu știam, colegii mei de aici râd că îl dau a 5 ore, poți să-l mai dau. Ei nu înțeleg că acest titlu depinde unde îl folosești. Că s-ar putea să fie mai bine folosit peste 5 ani decât acum. Dar n-ai. Încerc să învăț, dar nu e generație care nu vrea să învețe. O paranteză. Nu, pentru că mai am de citit. La el eram fericit să nu... Bine. Acest lucru îl spuneau în timpul războiului rușii,
Da. Când se plângeau înainte de război de lagăre. Uh-huh. Și în timpul războiului, când era sub ocupație nemțească, zicea, eram fericit. Era fericit, nu știam corect. Articolul anului, reportajul anului, ziaristul anului, în ce măsură v-a plăcut ceva de presa din România? Și unde a ajuns România în acest an al pandemiei? Că a fost un efort incredibil pentru presa din România să acopere și un an politic incredibil, dar și pandemia. Și să și cheltuiască banii de guvern. E un efort uriaș. Băi, v-am zis să nu mai chemați pe Cristoiu, pe bune. Domnul. Trump sau Biden, mai pe seară. Trump sau Biden, America încotro, un interviu clasic, Facebook și Twitter, în ce măsură au schimbat lumea și în ce măsură sunt arme în mâinile cărora conduc aceste instituții globale, neomarxist sau conservatori, partidul anul, politicianul anului, medicul anului, dacă există, și ziaristul anului. Pentru mine, cred că Ion Cristoiu, alături de încă vreo doi ziariști, cum ar fi Nistorescu, dar l-aș trece cu toată lingușeala de rigoare să fiu un jurat, cred că și Adrian Sârbu este unul dintre oamenii anului sau ziaristul anului, că a făcut Alev News. Că dacă nu era el, nu exista Alev News. Începem cu evenimentele anului. În afară de pandemie, că le o disecăm. Care credeți că e cel mai important eveniment al anului? Este ploaia de la Waterloo. Eșecul lui Klaus Iohannis de a declanșa anticipate din cauza pandemiei. I reușise... Uitasem, incredibil, nu? Păi nu, dar dacă el... Deci nimeni nu credea că el mai avea un pic. Repet. Da, un colț, cum se spune pe românești. Nu, dar era foarte important pentru că... Vă rog din suflet, când eu spun ceva, nu mai spuneți nu. Pentru că este stilul clasic, știu că nu spuneți nu la ce zic eu, dar e un început de probă, nu mai începeți... Declanșarea, sunt așa, e la când... Declanșarea pandemiei, nu, declanșarea anticipatului era o problemă post-decembristă imposibilă. Era imposibilă pentru că nu exista câțu. Adică ea trebuia să găsești niște premieri de hohă, de florile mărului, niște politicieni atât de lipsiți de coloana vertebrală încât să admită să joace teatru și l-a găsit, prima dată a fost Orban, dar era normal că el era și premier și la urmă l-a găsit pe Câțu, care și acum joacă același rol. E în același rol. Mai erau 5 minute, urma să cadă și Câțu la acest vot și era deja deschisă. Ar fi luat 50% PNL și până ne lua dracu. Vezi, dumneavoastră, sunteți de la oraș. La mine, la Găgeș, se spune așa, Dumnezeu nu bate cu ciomagul. E adevărat, să știți că am copilării la țară, dar acolo am avut parte de un tratament. Nu m-a trimis nimeni la muncă, așa cum v-a trimis dumneavoastră. Am înțeles, dar am zis cu Dumnezeu. Nu vă place discuția pentru că... De două ori și în șase. E adevărat. Dumneavoastră nu vă place discuția să vorbim despre țară, despre provincie. De ce? Pentru că eu am fost un răsfățat al sorții. Da. Și am fost crescut, aș putea spune, în puf, pentru că dumneavoastră ați fost trimis la muncă. Probabil cu caprele, cu oile. Nu e treaba mea, domnul Cristoiu. Mergem mai departe. Spuneți nu cu oi și nu cu capri, care erau ale oamenilor bogați, eram cu gâștele. Deci mult mai sărac. Chiamă-l, sună-l Parafat Mor. Chiamă-l să mă descarcereze de aici. Gata, zici. Nu-i foarte glumind de... Nu, dar ăsta e adevărul, e adevărat. Că vorbesc... să ai... Erau foarte puțin în lumea satului care aveau cai. Păi da. Când a dat taică-miu că... Taică-miu s-a înscris foarte greu în colectiv, după ce eu fiind la liceu, l-a șantajat că mă dă afară. Și noi aveam un cal, o mândrie, și ca să nu sufere, calul respectiv a fost pus la brișca președintelui CAP și taică-miu a fost pus vizitiu. Doamne, ce mărturisire incredibilă. Ați înțeles? Adică, nu mă vine să cred. Ceva mai tare nu este, am auzit. Adică să nu suferi. Incredibil. Adică să fie tot cu calul, dar el era vizitiu. Breaking news. Pentru că a refuzat să intre în colectiv, tatălui Ion Cristoiu a fost amenințat că o să-i dea copilul de afară din școală. Ca să nu fie dat afară din școală, au dat la CAP singurul cal. Calul a devenit la șareta primului secretar sau... Nu, la șareta președintelui CAP, nu așa. Iar tatălui Ion Cristoiu a devenit vizitiu. Gata, la șareta.
La șaretă, da, la vizitiu. Vizitiu, păi, la ca președinte. Ca să fie cu, cu calul. Cu calul, să nu se despartă calul de stăpân. Incredibil. Domnule Cristoiu, spuneați atunci, domnule, eu nu știu cum ăsta, Florin Câțu, după ce a fost un iepuraș scos din Joben, ca să ducă la anticipate, a fost din nou numit ministru și iese în public. Uite că nu numai că a ieșit în public și a fost ministru de finanțe atunci, dar acum repetă figura. E iar în postura de, și asta e întrebarea cea mai grea, credeți că vom ajunge la anticipate? E posibil? Nu. Nu, nici vorba. Nu, că nu vreau să intrăm despre asta. Păi nu discutăm, păi nu. Da, nu. Vom ajunge, da? Avem există, teme mai... e foarte important. Da. Există tot ce au făcut, ca hai să ne fim la actualitate. Deci tot ce a făcut USR-ul de câteva zile, adică nu a făcut altceva decât să strângă pe PNL în jurul Orban. Gândiți-vă că aseară și lumea... Aseară biroul... Deci, noi nu, a fost un vot unanimitate pentru foarte important, cele două variante. Da. Le spun pentru telespectatori. Da, 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 vă rog, vă rog. Deci, nu are importanță ce spune Rareș Turcan cu tare. Contează acolo biroul permanent național. Și votul din... Un partid, am înțeles și eu, nefiind om de partid, nu, de exemplu, Rareș are o mică putere că n-are o organizație. Acolo, dacă cu cât ai o organizație județeană sau municipală cu multe voturi, cu atâta ești puternic. În biroul ăsta permanent, național, au votat în unanimitate, deci și Rareș, acel mandat. O varianta Câțu premier, dar la Camera Deputaților, Ludovic Orban. Orban, da, și dincolo premier. Știți că... Ludovic Orban premier, Câțu președinte la Senat. Știți că pentru PNL Camera Deputaților e mai importantă? Pentru că acolo vin paralele. Acolo face amendamente. A, la legile... A, nu, trec... la parale. A, la parale. La parale, la legi, la ăla. Și totul depinde. Deci Ciolacu era mult mai puternic, cred, credeți dumneavoastră. Am înțeles. Mergem mai departe. Pe... Vorbim și despre... atunci ea a strâns. Da, da, vă rog. Nu, vă foarte important semnal. Dar și UDMR-ul a avut aceeași poziție. Oricum cu i-a strâns. În aceste condiții. Dacă... Deci această agresivitate, această poziție inflexibilă a USR-ului a făcut... Bolșevică ce e flexibil. Cum adică? Vrei și președinția Camerei ți-o dă ăla și tu zici da, da, noi vrem să nu fie premierul care le vreți voi. Numai mai mult. Pretind că în guvernul viitor orice ministru să treacă prin secția lor de cadre. Dom'le, mă iau peste picior. Dar ce sunt partidul comunist? Înseamnă că nu vor să fie la putere, nu vor să fie la guvernare. Da, și e și varianta să nu fie. Ori guvern minoritar. Există varianta asta. Da, ori guvern minoritar, ori la ea, ori guvern de coaliție de Uniune Națională. Sub conducerea lui Ciucă. Iar Ciucă? Păi trebuie... Păi, militar la... Păi, cum îl faci pe Ciolacu să îi le spună la ei? Militar. Spuneți-mi și mie, care sunt faptele de arme ale lui Ciucă? Cum fapte de arme? A vândut la armament, a cumpărat la armament. Vorbesc serios, deci nu vă mai invit, sincer. Știu, dar eu am zis... Da, mă, am auzit pe niște băieți. Dom'le, faptele de arme ale lui Ciucă. Nu și-a lăsat niciun camarad în urmă. De unde nu l-a lăsat? De la... Ați uitat că... În... Păi nu, dar unde era el? Pe ce drum era? Nu, nu, că în toate enciclopediile nu se reie trecut. Și Direcția de Informații Armatei. Deci în toate enciclopediile de spionaj, o dată îți veni la mine acasă să vă arată, am un dulap întreg. Dia. Străine, Dia e. Dia era. Hai să fie. Bun, ne vom întoarce la actualitate. Eveniment. Se-l... Deci eșecul anticipatelor care a schimbat total. Destinul Claus Iohannis, destinul PNL, destinul PSD. PSD era calculat chiar să ia mai puțin de 10%. Un alt eveniment al anului, alegerile din 6 decembrie. Care a fost la fel, în care a plouat a doua oară. A plouat a doua oară și mai rău. Mai rău, da. Și mai rău pentru că a pierdut alegerile Claus Iohannis, de fapt, din preună cu PNL și le-a câștigat PSD. Adică da, l-am echivalat cu... Dar să știți că a mai fost pe lângă nu, comparația cu mitingul din 21, care s-a bazat tot pe credința lui Ceaușescu că îl iubește poporul. Mai țineți minte că... Asta a crezut și Claus Iohannis. Păi nu-l bătea toată lumea la cap să nu țină. Vre? Dar au mai fost situații din astea în care s-a convocat alegeri în ideea că le câștigă și până la urmă o pierdă. Vă rog. Domnule Cristoiu, ca să... Vă ascult punctul dumneavoastră de vedere. Eu n-am niciun punct de vedere. Nu mă lasă conducerea unității să am un punct de vedere. Sunt pe die pe asta și trebuie să fiu înrolat și ascultător. Nu. O să facem, o să trecem de la evenimentele anului la subiectele la zi.
Timișoara, se fac 31 de ani. La Timișoara a fost revoluție? Nu. De fapt, n-a fost deloc. Revoluția a fost o revoltă populară care, neavând votul ca la 6 decembrie, dacă era vot, oamenii ieșeau și votau împotriva lui Ceaușescu. Dar știți bine că noi ascultam Europa Liberă și știam pe 18-19 decembrie că Timișoara e un oraș liber. Da, eu am spus ce a fost, dar n-a fost revoluție. Revoluție înseamnă... Pe de altă parte, diversiune. Pentru că a fost diversiune, ne aducem aminte și acolo. Oamenii au avut curaj, au ieșit în stradă, s-au luptat cu forțele de represiune. Atenție, armata a tras. Da, observ acum că Direcția de Informație a Armatei, care nu se potolește și le dăm un semnal, încearcă prin tot felul de tras un pinsul să ne convingă că securitatea a tras la... Nu la Timișoara, este o axiomă. A tras armata. Ceaușescu nu avea încredere în securitate și avea dreptate, că e bine să n-ai încredere, el avea încredere în armată. Și Milea a fost, până la sinucidere, un om loial lui Ceaușescu. Una din marile diversiuni de la Timișoara, acele imagini, da, cu cadavrele scoase, cu sute, era vorba cimitirul. De... Cimitirul. A fost alături de proces dezvăluirea care a făcut... Da, era vorba despre oameni săraci, oameni care fuseseră îngropați într-un cimitir. Și au fost prezentat ca fi... Da, inclusiv acele imagini cu un copil, da. Dar asta a fost după. Păi nu, a fost după, că n-aveau cum în Occidentul să arate până în 22. Nu, diversiune. De ce a fost după? Că diversiunea era mai ticăloasă pentru că voia să sprijine ideea terorist-securist. Terorist? Păi nu. Terorism. Adică securiștii erau în stare. Securiști, teroriști și execuția lui Ceaușescu. Da, păi uite da. Cum au omorât oamenii acolo. Da, adică nu era suficient că omorâseră cât erau. Aici puțin, un capitol interesant, Europa Liberă, mesajele care erau transmise atunci. Știți că am discutat și despre asta, dar nu mai... Când facem... nu mai facem emisiuni. Ba da, facem... Nu, știți că nici acum nu s-au descoperit cine le-a transmis. Când facem, știm, discutăm despre revoluție, dar acum se fac 31 când de ani. Când mai discutăm? Marți, săptămâna viitoare. Păi, acum dacă ați fost angajat bine, aici, dacă trebuie, îmi dați voie să vă meritați banii. Dacă îmi dați voie să vă spun ceva care o să enerveze, că deja... El Pais, am zis francez, cotidian spaniol, scuze. Domnul, credeam că... Dacă îmi permiteți, da. Că eu deja devin tot mai nervos. Lucrurile. Deci, Timișoara este un oraș care face parte din România, da? Da. De când și până când o mână de oameni nu dau voie lui Simion să ducă acolo. Asta se întâmplă în România din 89 încoace. Da, știu, dar eu încoate. Corect. Vorbesc serios. Domnule, dar se putea duce și Ceaușescu. Pentru că există argumentul că în aur... E adevărat. Dar nu mă interesează, domnule. Da, de acord. Nici eu nu sunt cu asta. Lasă-i pe oamenii aia să se ducă. Dar nu e corect. Nu e corect. Domnule, eu m-am săturat din un timp. Mai țineți minte, după 90, erau Terchia Berchia, așa zice, revoluționari din București, da? Da. Care, dacă ziceai ceva de Iliescu, te alergau pe stradă, da? De câte ori este această aniversare a Revoluției, vin niște timp și Timișoara e lor. Nu, Timișoara are dreptul să ducă oricine. Total de acord. Da, n-au decât să critici. Adică, deci că nu, domnule, Timișoara în zilele... Eu mă luam cu aia la bătaie, chiar dacă sunt împotriva violenței, dacă nu mă lăsau și mă duceam... Aici a fost bun. Nu, dar am dat un exemplu. Nu, exagerez. Da. Sunt împotriva violenței, n-am dat nicio palmă niciodată, nu, dar dacă mă duceam și nu mă lăsa cineva... Probabil e posibil. Bun, se putea, fi luat o palmă. Domnul Tocă, se putea duce și am Ceaușescu. Am ajuns în acest climat, ca să mă enervez eu, pentru Iohannis. Că unul Marian Ceaușescu, unul nu știu care, nu știu ziarist, nu știu cum îl cheamă pe ăla, în momentul în care participi în anumite locuri publice, vine ea după tine și numai că nu-ți dau cu camera de luat vedere. Asta din cauza forțelor de ordine. Mamă. Asta din cauza forțelor de ordine. Din cauza forțelor de ordine. Pentru că, apropo de forțele de ordine, când s-a demonstrat în 2017 în Piața Victoriei, forțele de ordine stăteau în banca lor. Așa e. În vremea când era, pe vremea lui 2012 sau cât era în Piața Universității, că era un fric de minus 20 de grade, securiștii, prietenul meu ăsta Petrov, erau pe Intercontinental, filmau tot și i-au bătut pe aia de i-au uscat. Da, știu. Le-au rupt picioarele. Cum Domne, depășeau aici noi nu vrem niciuna, nici alta. Dar vrem ca o persoană publică și, de fapt, orice cetățean al României corect. Să fie apărat de forțele de ordine când are de-a face cu o agresiune, inclusiv verbală. Corect. Când nu mă duc undeva și vine Ceaușescu sau cum îl cheamă pe ăla și mă înjură și mă întreabă și nu... Dar de unde până unde? Corect. Este o agresiune, este o violență verbală măcar, da?
Iubine, acum eu nu vreau, v-a zis că n-am dat nicio palmă, dar dacă mi se întâmplă asta, eu îl bat pe ăla. Am spus că după 30 de ani, dacă vrei un omagiu mai mare, nu există un omagiu mai mare al martirilor decât democrația și bunul simț. Și ăsta... Forțele de ordine să-și facă treaba. Ia lor. Atâta timp cât forțele de ordine trăiesc oamenii pentru că noua mască a pusă pe nas, în egală măsură să văd când vine unul ca Ceaușescu și mai ăla care a fost ziarist. Bă, da, cum îl cheamă? Nu îi mai pronunțăm. Mă rog, nu știu cum îl cheamă. În egală măsură vreau să văd că îi ia pe ăștia cum ia niște cetățeni simpli, oarecare nevinovați, că vezi, Doamne, nu au masca pe nas. Poate că filozofia lor este să nu poarte mască și vor să primească amendă și nu trebuie încătușeați pentru asta. Vreau aceeași atitudine și același comportament și pentru al de Ceaușescu. O să ne dea o adeverință că vă avertizez. Că ne-am enervat? Nu. O să ne dea o adeverință la cei care ne vaccinăm și companiile și aeriene sunt pregătite să nu te urci în avion dacă n-ai certificat. Da, știu. Să va veni și chestia asta. Haideți să vedeți cum va fi, pentru că s-a schimbat lumea și vorbim acum de anul ăsta, ce înseamnă pandemie. Aveți poza aceea cum trebuie să ne petrecem Crăciunul cu familiile? Noroc că fiica dumneavoastră este în Belgia undeva și nu vă întâlniți. Uitați, asta e recomandarea OMS-ului. Vorbesc serios. Cum adică? Deci asta e recomandarea OMS. Pe cuvântul meu de onoare. Dar Bradu de ce n-are mască? Bradu n-are mască pentru că era prea scump. Dar nu mi-ați dat și articolul, cred că l-am undeva pe aici, să citesc. Dacă îmi găsiți la prima pauză, vă rog să-mi aduceți și materialul cu recomandarea OMS-ului. Masca în familie trebuie să fie masa de Crăciun în familie cu mască. Cina politică organizată de Macron aseară a depășit cu mult limita de 6 persoane. Astăzi a fost testat pozitiv pentru COVID. Vedeți cum e dublă asta măsură la ei? Se poate masă de 10 persoane, la noi nu mai mult de 6, la noi pe terasă, la noi înăuntru? Păi nu trebuie să respecte și regulile? Macron COVID 19. Pandemia. Știți că vorbeam, eram amândoi aproape poetici. Dom'le, se va schimba lumea. Vom prețui mai mult timpul pe care l-am dedicat. Ce proști eram. Eram proști și nu știam. S-a schimbat? Nu. Nu, nu, cred că nu știu cine e de John Locke a zis, eram pe vremea comunismului și era o învățătură de noastră subversivă, apropo de comunism, care că era ideea cu omul nou, cu tare, și nu se spunea cu instincte de plumb nu poți să faci sentimente de aur. N-ai, domnul. Dar noi vorbeam, domne, mai mult timp noi. Domnul Tocan. Marius sunt. Marius. Da. Mereu citez un citat din Rainer Maria, nu, din Remarque, pe frontul de vest nimic nou. Și nimic nou pe frontul de vest. Da, un personaj spune așa, războiul ăsta a arătat că omul e în continuare maimuță. Dacă ridici cracul pantalonului, dai de părul maimuță. Ei, nu se schimbă. Noi ne eram, domnule, o să se schimbă, nu, sunt la fel. Asta spun. Că au trecut aproape pentru luni, că sentiment, an, nu da? Că pentru că ăla că din gena noastră suntem de fapt... Da, dar nici n-am învățat nimic din pandemia asta, domnule Cristoiu. Dar ce botanii învață? Cine? Botanii. Zgârie, scuipă, umblă după pisici, mănâncă. Noi ce dracu facem? Care e diferența? Măcar ei sunt cinstiți. Stați un pic. Botanii sunt cinstiți. Nu... Când ei aleargă după o pisică, nu-i spun că o iubesc. Nu dacă ați înțeles. Adică sunt noi... animalici. Adică nu îmbrățișe. Nu. Și doi, animalele sunt de 100 de ori mai corecte decât noi, pentru că noi ne învăluim crima, mizeria. În tot felul de cu teorii, motive, argumente, teorii, sentimente. Da. Vă rog. În ce măsură, vorbeam despre acest titlu din El País. Eram fericit și nu știam. Eram fericiți și nu știam. Da, nu știam să prețuim. Vă dați exemplu de mai devreme cu... Vă mai dau încă unul. Da. O zi din viața lui Ivan Denisovici m-a preocupat. Fericire este o chestiune de raportare. Ivan Denisovici ajunge în lagăr și spune, îl face fericit două lucruri. Găsiți o sârmă, ce putea să facă cu ea, așa, și văzuse, nu știu, la vreo 300 de metri o femeie. Înainte. Erau lucruri banale care nu însemnau nimic. Trei.
Un scriitor rus, rus a zis după căderea comunismului, următoarea chestiune. Ce frumos era înainte. Dacă îi aduceam unei iubite pantofi din RDG, era... Acum zice... Am fost îndrăgostit de o fată din nu RDG. Nu ați înțeles. Acum ce se aduce? Fericire o chestiune de raportare. Eu cred că fericirea, în primul rând, se conjugă la timpul trecut. Păi nu. Noi eram fericiți pentru că... Nu. Noi umblam fără mască și nu știam să apreciem. Ați văzut vreodată chestia asta? Am fost să uitați soția. Aveți un deja vu? Nu, mă uitam. V-am simțit un pic... Nu, că mi-am amintit. Domnul Cristoiu. Într-o seară se uita soția la un film. La Marius Tucăș. Nu, la un film american. Atenție, n-aveau măști. Hei! Am rămas... Dar știți că și eu mă uit de multe ori la reclame. Da. Da, unii cu berea, 10-5 la un loc. Zic, și judec din perspectiva că nu au distanță, că nu au măști. Eu am un poem care se cheamă Fericirea se conjugă la timpul trecut și seamănă cu ce spuneam asta, că realizăm că am fost fericit în un moment în care noi, în acel moment... În care noi nu știam să prețuim lucrul ăla simplu. Nu știam să prețuim și nici măcar... Nu, nu realizam că suntem fericiți sau pe deplin și nu știam să prețuim. Am văzut și nu realizam că ni se va lua. Că există posibilitatea să rămânem fără. Să, da. E ca durerea de cap. Știți că eu pe mine mă doare capul? Știu, dar când veniți cu mine, întotdeauna vă trebuie. Cel mai fericit. Vă iau ca virgulă cu mâna. Nu înțelegeți că cel mai fericit sunt când mă mai doare capul, exact. Deși ai o stare normală. Adică... Stare firească. Păi mă rog. România, cred că, uite, a spus un mare lucru. Mă doare capul. Dacă ați făcut filozofia, că noi nu mai știm să ne bucurăm de normalitate. Că suntem în permanentă stare de agitație, contra cronometru și de-aia când te doare capul, ești fericit. Da. Și cred că România este în situația asta. Și apropo de pandemie, domnule Cristoiu, sunt două, că vreau să vă întreb în ce măsură a schimbat România pandemia și a spus, sunt două momente cruciale, adică nu au mai fost alegeri anticipate și Iohannis a pierdut alegerile. Îmi permiteți o rimă prostă, pandemia a salvat democrația. Pandemia a salvat democrația. Repede, breaking news, declarație Cristoiu, Alef News. Rimă e poezie Marius involuntar. Marius Tucășo, da, pandemia salvează România. A salvat, salvează România. România, ne lua dracu. Dacă, pandemia a salvat România. Dacă Bine, schimbați titlul cu ghilimele, da? Pandemia a salvat România. Hai, vă imaginați că sunteți mai bun poet ca mine. Cum ar fi arătat, nu, zilele acestea, ferească dacă ei luau 50%. Ferească Dumnezeu. În primul rând că ar fi țopăit ăla de la Cotroceni vreo există. Două zile. Nu, și era... Ar fi zis de PSD. Ne călca pe cap în fiecare zi. Ce-ar fi zis de PSD? Nimic. Nu mai cum nu? Ce? Că dispare. Gata, la gata. Da, că a învins, că a dispăr. Hidra, PSD a fost învinsă. Și în ceea ce privește... Hai că vorbim după pauză, că nu ne lasă așa tinerii din ziua de astăzi. În ce măsură a schimbat lumea pandemia? Asta vreau să vă întreb, dar vorbim după pauză. Ce geantă frumoasă aveți. Atenția mare lui Jack, o ediție cu totul specială, discutăm altceva. Uite, formula politică ce pare să se contureze după întâlnirea de joi a liderilor PNL, USR Plus și UDMR, nu l-a repelut Dovic Orban pe postul de prim-ministru. Florin Câțu este varianta acceptată de USR Plus și UDMR, pentru funcția de premier. Deci Orban președinte la cameră, cam asta e. Deci acceptă Câțu prim-ministru și Orban președinte la cameră. Dăm acum și pe Mediafax. De ce ați rămas așa surprins? Păi că nu vi s-a împlinit predicția oracului de la Găgeșdeal. Nu se întâmplă totdeauna. Nu se sinucide Claus Iohannis în direct. De ce? Pentru că va deveni... Că Orban va primi ce a vrut. Mediafax.ro. Intrăm aici în direct. Cazurile de coronavirus... Da, asta e știrea, că m-am dat pe Mediafax și mă văd pe mine. Adevărul că am și ce să văd. Domnule Cristoiu... Deci la început Ludovic Orban a avut camera. Am explicat mai înainte. Da. A vrut camera și vrea camera. Adică... Și președinte de partid. Și președinte de partid și control asupra celei mai importante camere a Parlamentului. Dan Barna a ieșit din bulă și a... Aia e frumoasă descrierea cu bula cu aia. Că ei intră în bula aia acolo, se dezbracă... Da, îi cer demisia lui Barna. Nu, acolo toți fac cum vine, cum apare Barna, în bula toți acolo îi cer demisia.
ei vor să guverneze. De fapt, e poiana lui Iocan aia, nu? E un grup în care sunt toți. Asta e acea bulă despre care vorbiți. Da, care e foarte frumoasă dacă trebuie să guvernezi. În ce măsură a fost, s-a schimbat lumea cu ocazia acestei pandemii, domnule Cristoiu? Nu, din punct de vedere... Din punct de vedere... Nu, ghinionul lumii, faptul că ea s-a schimbat, dar din punct de vedere al moral, al trăsăturilor, nu s-a schimbat. A rămas aceeași lume. Și toate elementele astea rele, sălbăticia, lupta pentru putere, cinismul, acum se traduc într-o nouă realitate. Uh-huh. Cea mai importantă este spargerea globalizării. Deci, totuși, lumea modernă e o lume, oamenii merg cu avioanele, se mișcă, se duc, fac și... omul este în socializare, în colectiv. Ei, acum nu mai circul și se va circula foarte greu. Deci, de punct vacanțele puține, pentru că în fiecare weekend, inclusiv românii, pleca undeva, erau acele... Nu, dar era această... frecare universală, plecai de la, găseai japonezi la Paris. De-aia și a ajuns virusul atât de repede peste tot în lume și a cuprins toată lumea. Dar apropo de virus, vreau să vă întreb, dumneavoastră o să vă vaccinați? Nu. Nu. Nu pentru că n-am încredere. Nu, n-am. Deocamdată nu m-a convins. Pentru că dacă te îmbolnăvești de coronavirus, nu e obligatoriu. N-am zis că dau un semn. Știu că ipocrizia publică cere să spui că nu. Spun pentru că, dintr-un simplu motiv, domnul... Marius sunt, nu domnul fără domnul. Marius, tu că... Măcar la boala asta știm cum se manifestă. Și știm și când murim și când nu. Dincolo nu știu. Este un virus nou cu modificări și nu știu efectele. Toată lumea vorbește, foarte important, toată lumea vorbește de efectele atunci. Mhm. Cred că v-am spus odată, eu am fost dependent la un moment dat de diazepam. Da, dar fără să-mi dau seama. Adică luam și mă rog, am tăiat brusc și am făcut ăla, ca și la droguri. Am fost internat în spital, o întreagă problemă, da? Ca să scăpați de dependență. Păi, n-am de unde să știu. Îi spun că ăsta nu garantează nimeni decât după un an să văd dacă pe termen lung, nu știu, nu-mi pierd memoria. Dar nu orbesc. În sensul ăsta am zis. Am înțeles asta. Dar uite, apropo de vaccin, e o chestie care chiar mi s-a părut incredibilă. Imediat am să vă citesc. Twitter, și ajungem și la Twitter și la Facebook. Twitter elimină postările care îndeamnă cetățenii să nu se vaccineze. Păi de ce? De ce să elimine Twitter postările prin care îndeamnă cetățenii să nu se vaccineze. Nu înțeleg chestia asta. Bine, acest chemarele Cărnățari planetă. Păi da. Cărnățarii de la... Am ajuns la Cărnățari, da? La nivelul planetei. Cum a ajuns, uite o întrebare foarte bună pe care mi-ați inspirat-o, cum au ajuns Twitter și Facebook să fie niște cărnățării ale marilor cărnățari, dacă vreți. Cum a ajuns? De ce? Din cauza politicului, din cauza... alegeri din Statele Unite. Nu numai asta, domnule. Vă lepădați de Biden? Nu stați. Nu mă lepăd, dumneavoastră sunteți dator. Poftim? Păi n-am câștigat eu că... Nu la... mai e. De stați pe 20 ianuarie, da. Problema la cele două este monopolul. Aici s-a făcut o greșeală, că dacă erau încă vreo 3-4 din ăstea, spune, domnule, mă cenzurează Twitter, mă duc din... Foarte bună observație. Aici a fost cea mai mare problemă, nu știu cum a putut să scape. N-ai voie să ai acest... Și de bine monopolul și am spus, este ordinăria acestei afaceri de Twitter, e faptul că... Stați, știți care e chestiunea, domnul Cristoiu? Ei n-au făcut un CNA. Da, apropo de monopol, acum e foarte greu să mai vii cu niște produse similare care să se lupte. De ce? Pentru că Facebook are 20 de ani pe piață și e foarte greu, chiar dacă se caută, vin sisteme noi, și la fel și Twitter-ul. Și ei au deținut monopolul, e adevărat. Vreme îndelungată. Da, vă ascult. Există în România un CNA. Dar în cazul Twitter și Facebook, noi nu avem niște organisme independente. Poate, sunt care să controleze aceste, da. Controleze Cărnățarul. Care să fie supuse... Poate să-mi spună și mie decizia asta care cine a luat-o? Cărnățarul. Păi și de ce? Pentru că așa a vrut el.
Știți răspunsul dumneavoastră clasic. Pentru că așa a vrut. Păi da. Sau pentru că a putut. Da, dar noi am mai avut din ăștia care au vrut. Deci Twitter și Facebook au făcut jocurile în Statele Unite. Da. Știți că se vorbește de o anchetă la nivelul celor două instituții de socializare, da? Că sunt de socializare. Credeți că se va schimba ceva în viitor în ceea ce privește aceste mari... Degeaba, se vor revi concurente, aveți să spun. Adică la un moment dat oamenii pe de o parte, pe de altă parte Twitter, această decizie este aceeași iluzie pe care a avut-o și Stalin și Ceaușescu, iluzia că, și o să vedem și în România, iluzia că ce nu apare în presă nu există. Hai să vă dau un exemplu de la noi, da? Deci, am avut marea presă. Noi nu. Noi, eu și cu dumneavoastră. Noi am fost. Nu, am făcut marea presă. Nu, televiziunile mari, ăla, cu parale. Și presa scrisă. Stați un... acum, n-am de grație, 2020, da. La campanie, da? Proștii de la partide au dat parale părupte, da? Da. Bine, nu erau de la... Da. Și, ba da, au dat. Și a luat 10% aur. Da, viața bate sau realitatea... Dar de ce? Lecție, domnule, de ce? Pentru că cel mai periculos fenomen de anul acesta, ar trebui să-l treceți, este aceasta. Și dumneavoastră, și eu l-am simțit, de-aia înființat Cristoiu TV. În momentul în care, ca și pe vremea lui Ceaușescu, nu se spunea că nu-i carne în presă, dar circulau bancurile, nu dacă înțeleg, adică... Cum adică nu înțeleg? Am văzut azi un reportaj excepțional al Lev News, din data de 15 decembrie, de fapt din 14, că a fost o mică revoltă la Iași, până pe data de 21, n-a apărut nimic în scânteia sau în presa din România. Păi nu, e același lucru. Păi dar eu am studiat, vă spun. Da, n-a apărut absolut nimic, un rând, nimic despre asta. Da, deci nu, când facem emisiunea, da, a apărut pe data de 17 în scânteia tineretului? În scânteia tineretului și în România Liberă, singurul semn a fost două articole semnate de doi procurori, îndeplinirea sentințelor judecătorești, obligația legislației sociale. Nu înțelegea nimeni. Pe data de 17 la povestește Brateș, aveau, ca să vedeți cum înțelegea... Păi nu, am dat un exemplu. Păi nu! Păi nu plecam singur, de... Păi dar nu s-a știut nimic, nu că ne, dacă nu, erau nu mai ne mult... Nu înțelegem între noi, ba și asta mă doare. Am zis, am arătat că sunt mai bine pregătit, că a fost singurul semn că acolo, dar citeau ăia. Noi vorbeam de o chestiune și anume că și pe vremea lui Ceaușescu erau 1000 de bancuri legate, bancuri despre faptul că nu există carne. Și am ajuns la ziua de astăzi, că de-aia ne-am făcut site-uri, ne-am făcut... bloguri, da, și, nu. Stații de televiziune, că nu mai aveam unde să spunem. Am avut presa miluită care a ascuns. Da. Cel de la Cotroceni era satisfăcut că despre el se spune numai că e mare. În timpul ăsta, în underground, în internet, mai țineți minte, circulau, ne trimiteam unul altuia pe bloguri, pe ăla, poze cu el, mai țineți minte. Da. El nu știa, nu știa că ați înțeles, că în timpul ăsta, în paralel cu realitatea oficială, cu presa plătită, cât au plătit de la presă și aia presă miluită, era și că aur au avut această inteligență și s-au adresat acestei. Domnul, realitatea bate întotdeauna. Nu, dar dacă mă întrebam... Viața bate aranjamentele lor. Domnul, eu vă spun încă o dată, am făcut... Viața bate banii lor. Pot să fac o depunere, da. Următorie. Deci eu sunt unul din oamenii care am simțit pulsul ăsta că ceva e în neregulă. Mi-am făcut Cristoiu TV, da? Și aveam interviuri, da? Pe care le refuzau televiziunile mari. Bun, nu. Noi am făcut nenumărate emisiuni din martie până în septembrie, când a pornit Alev News, care erau văzute de sute de mii de oameni pe Facebook. Pe asta spun. Da. Și având ăla și postările cititorilor, da. Când venea unul și zicea, știți, și e pandemie, e periculoasă, nu jurau toți. Deci imediat se vedea pulsul. Dar ăștia de la servicii, care au zeci de mii, nu ăștia au turnat numai miere în, păi da, în urechea stăpânului. Da. Și le spunea, pentru că au ajuns și serviciile, să spună ce voiau să audă. Știți cum s-a întâmplat? Inclusiv lui Ceaușescu. I s-a spus până pe 21 decembrie, când a făcut meeting-ul, și vom vorbi 21, săptămâna viitoare, că săptămâna viitoare,
v-ați uitat, și o să dăm imaginile, o să-i rog pe colegi să ne dea imagine, dar este filmul făcut de Alev News, fețele lor care erau, se descompuneau în balconul Comitetului Central când au început buietul. Ceaușescu a plecat în Iran după ce am avut o ultimă discuție pe telefon cu Coman la Timișoara și a zis că e liniște. Că e liniște, dar în perioada în care a fost plecat acolo a fost pe telefon timpul cu ăștia, că și-a dat seama că e groasă. Și știți că nu știa că au murit. Discutăm azi despre Domnul asta. Domnul Ceaușescu nu știa că au murit la Timișoara. Interesant. Dar discutăm, mă rog. Discutăm, nu discutăm, că o să avem nenumărat, adică o să avem multe chestii, multe teme interesante. Neomarxiștii sau conservatorii vor conduce lumea? Cred că nici unii, nici alții. Cred că neomarxiștii au arătat că comunismul nu moare. Domnul Mărăstor, că vedem noastră, noi vorbim, noi, când eram noi, știți că am făcut, când eram înainte, noastră nu a spus. Pe vremea care... Când eram eu în parte, când eram eu... Și am stat o dată de vorbă cu cineva și zice, domnul Cristo, de când suntem noastră în părți? Să zic, din decembrie 67. Cum adică din decembrie 67? Exact, e de necăzut. Păi nu, și nu în ideea, și nu eram colaborator. Erați șef. Da, adică, bun. Atunci era o teză. Era o mare discuție, se discuta și atunci în lagărul socialist, dacă ceea ce este, e adevăratul comunist. Foarte interesant. Și atunci s-a lansat termenul socialismul real. Adică a zis, băi, una-i socialismul ăla... Științific? Nu, ăla care trebuie aplicat, dar noi avem unul real care nu e ăla. Da, 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 teoria, mă rog, socialismul. Nu, nu ăla, exact. Nu, socialismul adevărat, în care oamenii, ca să justifice faptul că nu mergea. Ei, acel socialist care nu era real, se va regăsi tot timpul. Și se regăsește și ăștia, pentru care toate trăsăturile alea, radicalitatea, principala caracteristică, iacobinismul, radicalitatea, talibanismul, că eu am inventat, este întotdeauna, nu? Nu era Robespierre, nu zicea el, zâmbiți. Pandemia a salvat România, am văzut că am schimbat titlul dumneavoastră, de-aia zâmbeam. Deci ca să înțelegeți conflictul dintre progresiști, și nu oamenii obișnuiți, este în Danton, al lui Camil, fac eu citate, al Camil Petrescu, e o scenă în care Robespierre era un tip din ăsta, Monica Macovie era biet copil, din ăsta, nu, stați, scute. Da. Și Danton era mult mai talentat, dar era cu femei, cu, mă rog, cu Danton. Și îi spune Danton, zice, Robespierre, Maximilian, zice, tu, zice, vrei ca toată lumea să fie ca tine. Am înțeles, nu bei, nu. Dar oamenii nu pot fi ca tine. Ei, oamenii sunt oameni. Nenorocirea progresiștilor, nenorocirea staliniștilor, nenorocirea leniniștilor este faptul că ei, și al lui Ceaușescu... Oamenii nu pot să fie ca ei. Dar ei au vrut să facă ca ei. Adică, bă, zice, cea Ceaușescu, după dacă chipul, eu mănânc numai ceapă... După chipul și asemănarea lor. Da, asta nu înseamnă că ei nu au existat. În România credeți că va crește sau din potrivă? Va fi alimentat sau o să scadă acest val al progresiștilor? Trotinetiștilor. Dacă mi-i îngădeți o profeție, sunt deja terminat prin această prezență la guvernare. Deci, practic, nu mai sunt în afara sistemului, nu mai sunt contestatarii de serviciu, ci fac parte din sistem. Și cum cine crește? Guvern, în Parlament și așa mai departe. Oricum sunt de câțiva ani în Parlament. Îngădeți o profeție. Deci, vă rog. Păi stați, eu, mai avem. Eu mai sunt aici. Foarte atent la fenomenul Alianța pentru Unirea României. Eu nu trec, eu nu mă uit la prostii. Este partidul anului? Da. Nu, este un fenomen mult. Dacă vă uitați, am avut o înregistrare cu Șoșoacă. Da. Hai de mine, uitați un pic. Vreau să spun că asta e femeie citită și el, adică nu... E în stradă, e altceva. Dacă vă uitați la biografiile lor, veți vedea un fenomen foarte interesant. Din 90 până acum, cultura și civicul românesc au fost dominat de GDS. Corect. S-a schimbat paradigma. Acum ei sunt cei care protestează. Păi nu, acum a venit o grupare gen Ion Aurel Pop, Răzvan Teodorescu, adică pentru că ei au scos în afară. Nu, e foarte important. Dom'le, vă referiți că intelectualitatea de stânga n-a existat o bună vreme. În public. În public. Da. Nici și din cauza PSD-ului.
da. Care era complexat. Dar încă o dată, și acum avem de-a face cu o resurecție, nu a fascismului, nu a naționalismului, a acestei dimensiuni, pentru că ei sunt foarte citiți. Ascultați-mă, cunosc cu tare, măcar Simion ăla știa vers din Goga. Da. Puneți și mie un trotinetist care știe cine e Goga. Deci credeți că se va înclina balanța de partea... Da, mai ales prin participare. De partea deja... protestatarilor de felul ăsta. Nu a trotinetiștilor. Păi uitați-vă la USR Plus. Nu vedeți că nu m-au dinți? Nu mai au dins că sunt la putere, domnul Cristoiu. La revedere. Nu m-au dins că și-au rupt în friptură. Că și-au rupt în friptură și 4 ani de parlament. Și vreți să vă spun unde cred eu că și-au rupt cel mai tare dinții? În acest an al pandemiei. Da. Când puteau să muște până la os și nici măcar nu au lătrat. Vai de mine. Nici măcar nu au lătrat. Puteți să vă notați asta. Spuneți că e a dumneavoastră. Mă rog, îmi pot permite. O să notez. Mă rog. O să-mi fac așa o chestie. Maximile lui Marius. Aveam dialoguri. Tale lui Marius. Aveam dialoguri cu Adrian Păunescu și spunea ceva și îmi plăcea ceva. Zic, asta e foarte tare. Și zic, o să spun că e a mea. Și ce, cum să spui că e a ta? Păi și e bine, ce știe cineva vorbind la telefon. Andrei, vino încoace. Uite ce a zis Marius, că ea, nu știu, chema pe Andrei să fie martur că el a zis. De parcă la 3 dimineața, Andrei dormea. Vă permite o paranteză? Da, vă rog. Știți care este cea mai mare norocire a literaturii române? E și mai devreme cu 5 minute, da, vă rog. Că pe lângă Caragiale n-a stat tot timpul unul. Da. Domnule, dacă avea unul reportofon... Da, să-și noteze tot, e adevărat. Era, uite, vorbeam apropo de momente ale meseriei de gazetar atate. Am aflat și știm amândoi foarte bine că soția lui Zelea Codreanu, că se tot vorbește zilele asta, a trăit într-un apartament până în anii 90. Și a fost până în 50. Până în drumul taberei. Proprietarea unui DVD. Bun, aia cu atât mai mult. A trăit până în anii 90 în drumul taberei. Da. Și n-a stat nimeni să facă un interviu cu ea. Cum și Petrache, lupul de la Maglavit, a trăit după 90 și n-a făcut nimeni un interviu. Aveam alte probleme. Și puțină lume știe că Pamfil și Cecar au venit pe vremea lui Ceaușescu. În țară, da. Mai avem un pic de timp politicianul anului? Nu știu, spune dumneavoastră, m-ați luat pe nepregătit. Nu știu, nu sunt de aici. Eu nu sunt nou pe linia asta. Pauză și ne întoarcem să ne spuneți care este medicul anului, dacă dumneavoastră considerați. Am zis, politicianul este George Simion. George Simion, corect. Medicul anului. De acord. Domnul Mănăstru, nu înțelege să faci 10% în condiții în care România este. Am fost de acord. Sunt singurul care e de acord cu dumneavoastră. Mă rog. Medicul anului, ziaristul anului, articolul anului, după pauză. Da, continuăm emisiunea în această seară, invitatul nostru. Mie îmi place asta, dar nu are nimic peorativ. Oracolul din Găgești Deal, sună genial. Marele Jack, invitat în studio nostru. Spuneți, domnule, cu fauda asta, că m-a ține bunit. Păi nu, deci la medicul anului trebuie să-l punem pe domnul Adrian Marinescu, care de acord. A reușit să fie la jumătate, adică n-a fost nici Raed Arafat, nici Astea Răstoaie. Adică a fost așa... Chiar a reușit să vorbească despre pandemie fără să fie cioclu apocalipsă. Eu zic că se mai califică doi oameni. Știu că nu sunteți de acord la asta. Pe aia spune profesor Rafila, care a intrat și în politică. Știu că nu sunteți de acord, dar eu din punctul meu de vedere, eu cred că l-am avut aici, văd că e un să iau medic și o persoană... Merită să iau un interviu merită bun. Pentru că e un medic excepțional și un om foarte echilibrat. Și cred trebuie că să le spuneți telespectatorilor că fac o emisiune de interviu. Într-o bună măsură, da, o să-i spun eu până vă rog. Bună, într-o bună telespectatorilor. Telespectatorilor, deci marele Ion Cristoiu, aici invitat în studioul nostru. Mai avem domne timp. A devenit fătucă. A devenit și o fătucă. Va avea, în afară de emisiunea Gândurile Cristoiu, va avea o emisiune de interviuri în stilul Ion Cristoiu. Care debutează duminică seara cu Diana Șoșac. Mamă, lovitură, frate. I-am și zis. Mamă, dacă știam. Nu, i-am și zis, ăsta-i nume ce la Șoșoacă. Sună bine, Șoșoacă sau mai e și cu F, o altă denumire, dar nu e. Da, ea e din Macedonia. Din Macedonia? Tatăle, nu Macedonia, e din Macedonia. Ziceți, domne, cu faul de asta, m-ați nebunit. Deci, încă o dată. Alef, am aflat, nu mi s-a zis. Da. Alef nu lansează publică, dă o difuzează. Nu știu că va fi da, serial, serial dat faul. Pe Alef deci, News. Despre faul, serial... Da? Este vorba scurt, despre niște, da. Este vorba de o unitate de killer, de killer, da. Izraeliană care acționează în teritoriile ocupate.
Spre deosebire de filmele hollywoodiene, acesta este un film realist, un serial. Adică o să vedeți acolo cum se scapă de sub control, te duci acolo să-l împuști pe ăla. Dai de familia lui, de copilul lui. Da. Și din cauza, datorită acestui lucru, tensiunea este nemaipomenită, adică niciodată nu știi cine moare. Asta e bine. Intrăm în legătură cu Ioana Țigănilă, colega mea de la Știu. Bună seara, Ioana! Bună, Marius, în primul rând te rogam să nu îl ții foarte mult pe domnul Ion Bistoiu, pentru că este în juriu la Știu și trebuie să urce rapid două etaje să vină să Ioana, le punteze. L-am auzit pe George Simion, liderul AUR, că vă cunoașteți. Dacă la emisiunea lui Ion Cristoiu se spună și Diana Șoșoacă faptul că vă cunoașteți, deja, adică intru la bănuieli. Ne-am întâlnit astăzi la lift doamna senatoare Șoșoacă, iar pe George Simion, așa cum am spus și data trecută, îl cunosc profesional de pe teren. Acum hai să spun despre ce o să vorbim. Și eu aș fi vrut să ne cunoaștem pe teren, da, vă rog. Eu cu Simion. Ok, da, mulțumesc pentru aceste paranteze. Bun, hai să-ți spun ce vedem la Știu. Putin uită de România, suntem în raza de acțiunea rușilor, avem declarația, o vedeți în foarte scurt timp și începe campania de vaccinare. O să fie un succes, un lucru bine făcut sau o să fie un eșec, așa cum s-a întâmplat și în cazul vaccinării HPV? Asta rămâne de văzut. Marius, în schimb, s-ar putea să avem nevoie de tine, poate te vaccinezi acum, în direct, așa cum te-ai vaccinat și aici, anticipa. Aici eu trecând prin boală, având și anticor, mă mai gândesc un pic, să știi. Asta că au și, fost cazuri de reinfectare, nu că ți-aș dori asta. Și vaccinul de la AstraZeneca, e un vaccin clasic. Ăsta cu ARN... După ce rusesc, ăla e adevărat. La rusesc, la comuniști. Nu e adevărat, ăla e adevărat clasic, să vă spun. Nu mai jimiți dumneavoastră pe mine. Deci comuniștii Putin. Cu comuniștii, adică cu ăla de la aia, eu cu adică Occidentul. Adică vreau să spuneți că Putin, oligarhii rusi sunt comuniști, vă râde domnișoara. Te vei vaccina, Ioana, dacă tot erai preocupat în ceea ce mă privește. Nu sunt în grupa de risc, deci mai aștept. Păi da, și cine a zis că noi suntem în grupa de risc, eu și cu un Cristoiu? Noi riscăm în fiecare dar zi. Că n-am spus că sunteți în grupa de risc, dar așa cum ai făcut, te-ai vaccinat în direct antigripal, lumea are nevoie de modele. Las pe Iohannis să se vaccineze el în public. Păi a zis că va face acest lucru așa, dacă și se va considera că e nevoie. Că am văzut că s-a împlinit un pic, că era ca o broscuță, da? Da? A traiu bun stresul. Ioana, mulțumim din suflet. Seară bună. Bine. Baftă cu Ion Cristoiu acolo, vreau să-l văd în jurul la Știu. Și o emisiune cât mai interesantă. Mulțumim. Numai bine. La revedere. Profețiile anului. Eu cred că la medicii anului intră și profesorul Cercel. A fost în prima linie, în prima parte. Știu că v-a speriat foarte tare. Era mai dur în ceea ce privește măsurile și așa mai departe. Dar asta e. Dar de acord cu Adrian Marinescu pentru a fi desemnat medicul anului. Dar vă spun și caracterul și structura și felul extraordinar de comunicare. Da, foarte echilibrată. Profeții 2021, dar de fapt decembrie. Guvern. Când, care, cine, cu cine, care, cu care? După părerea mea, președintele va prelungi acest guvern interimar până începe vaccinarea. Vaccinarea va fi făcută de iubitul lui premier numit Ciucă, sub comanda lui. Ea va fi militarizată, o să vedeți. În presă se va pompa o imagine, sunteți de acord? Ce imagine? Militar, corect, cinstit... ordine, disciplină. Și a mers extraordinar vaccinarea și în consecință trebuie să-l punem. Deci, practic, suntem salvați. Ciucă prim-ministru, da? Da, după ce face vaccinarea. Dar cu USR sau fără USR? Nu mai lasă-mă că o să ieșim la un moment dat. Poate să fie și cu un guvern de Uniune Națională. Eu spun că Ciucă va fi pentru că se așteaptă vaccinarea. Eu nu l-am auzit niciodată pe Claus. În martie, Claus Ioane spunea cât mai repede guvern. Azi ce a spus acum? Da. Deci, se așteaptă. Vaccinarea va fi prilejul ca noi să ne convingem că avem nevoie de Ciucă. Profeții 2021? Profeții 2021, puneți. Da, un eveniment care credeți. Va fi alegeri anticipate? Nu. Va cădea guvernul? O să cadă, dar vine altul. Nu. O să cadă, dar vine altul. Ziaristul anului? Am zis, dacă nu eu sunt noastră, nu poate fi decât Sârbu. Da, Sârbu intră la categoria mass media omul anului din punctul meu de așa vedere e, pentru că în vremurile astea de pandemie
a făcut o televiziune și da. Nu orice fel de televiziune. Mass media anul. Da. La ziariștii anului, sincer, spun așa, da. Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu, din păcate, pentru România, dacă vreți, sunt aceia ziariștii de 50 de ani. Păi nu, dar asta e un semnal de alarmă. Și uite, o să mă gândesc săptămâna viitoare să vă dau și niște nume noi din presa românească, care cred eu că își fac meseria cu credință. E cam greu în vremurile astea. Păi asta a mulțumesc fost. Pentru servietă. Servieta e un cadou de Crăciun. Voi purta toate cu tot dragul, cu tot dragul. Este am foarte... trecut la scris. Vedeți că... Am trecut la scris. Da. Cu mâna. Păi da și eu tot. Eu scriu tot. Păi tot nu, dar până acum... Dați imaginea aia. Cu OMS îți recomandă să poți masca de Crăciun în timp ce petreci cu familia. Poate părea ciudat, dar rămâi în siguranță. Păi frate, dar ăștia câți erau aici? Când i-a făcut? Câți copii? Da. Și ce braț și ce scump totul la noi mai pe sărăcie, da. Și a pus limitați acolo 2021. Număr... Poftiți? Bunica murise în poza asta. Nu mai fiți cinici. Păi săracă era în camera alăturată. Limitați numărul de oaspeți și aerisiți bine. Deci noaptea, în seara de Crăciun, în afară de faptul că nu trebuie să primiți colindători. Toți au flanele de revoluționari. În decembrie, mai ține zinte. Se poartă, doamne, se poartă acum. Observație, dacă sunteți mai preocupat de tema asta. Da. Femeile au părul lung toate. Incredibil. Da, e bune observații. Bine, ăla mic nu știu dacă ce, care e genul. Bine, dar acum cu genurile nu ai voie. Da, nu ai voie să... Domnule Cristoiu, mulțumesc mult pentru seara asta. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că Ion Cristoiu va avea duminică pentru prima dată emisiunea de interviu cu Diana Șoșoacă de la AUR. Sâmbătă seara, păi gândurile lui Cristoiu se mută când? Vineri. Vineri, adică mâine seară. Cu Fauda. Eu nu mai am cu Fauda. Înainte de Fauda. Un nou serial Fauda. Vai ce bune. Mă mai alergați cu timpul. Hai. Și noi avem săptămâna viitoare toată săptămâna ediției speciale, înainte de Crăciun, luni Valentin Stan, marți spuneam Ion Cristoiu cu Revoluție și încă o surpriză, nu vă spun cine, joi Părintele Constantin Necula, miercuri Mihaela Bilic, joi în ajun de Crăciun, o să vedeți, o ediție care se cheamă cei trei magi. De ce iubim Crăciunul. E chemați pe cei trei magi. Pe cei trei magi, pe dumneavoastră, pe Valentin Stan și pe mai cine. Ce frumos. Pe Părintele Constantin Necula. Mulțumesc. Mergem, da. Ținem aproape.